Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului Oameni Buni! Bine v-am regăsit! Văd că sunteți câțiva care mă așteptați. Am zis să mă loghez un picuț mai devreme ca să dăm un răgaz tuturor celor care vor să participe, să se alăture acestei sesiuni de Q&A, așa cum am plănuit-o eu de ieri. N-am știut exact data la care sau ora la care voi intra și m-am decis astăzi subit că va fi astăzi la ora 12. Așa că... Bun regăsit tuturor! Bună dimineața, bună ziua tuturor, de pe unde sunteți. Dați-mi un semn dacă mă vedeți și mă auziți. Aș face o promisiune încă de la început, prin care să vă spun că voi încerca răspunsuri scurte, dar nu știu dacă pot să mă țin de o astfel de promisiune. Așa că o să încerc să dau răspunsurile scurte și să cuprindem cât mai multe. Uh, persoane pe care să le mulțumim cu un răspuns, da? Până una alta, interlocutorul vostru, că, na, până ne încălzim ușurel, interlocutorul vostru de astăzi este la mia, la mia alchimia și Don Pedro, da? Spuneam eu că în mine zac trei entități, așa cum m-a surprins plăcut buna mea prietenă Elena Nițoi, cu un cadou anterior zilei mele de naștere, ușor anterior zilei mele de naștere, prin care mi-a făcut cadou această pernă în care a inclus Sfânta Trinitate care se regăsește în mine. El avem aici pe Dom Pedro, avem aici la Mia alchimia, alchimia spiritului și pe la Mia la mijloc, da? Deci acestea sunt cele trei entități care vorbesc cu voi în momentele în care fac aceste live-uri. Nu este omul de carne, nu este făptura aceasta pe care o vedeți mai muțica asta cu părul blond, Uh, accesul pe care l-am la anumite informații vine și din experiența pe care această faptură a trăit-o, dar sunt multe informații care vin de la sinele meu superior pe care și eu mă minunez uneori că le, le, pot cuprinde sau le pot percepe, da? Nu sunt așa în viața de zi cu zi, în viața de zi cu zi îmi caut și o zarzavaturile, îmi fac și eu ciorbele, am rutina mea zilnică, trebușoarele mele cu familia mea, dar în afară de asta, Iată că sunt anumite lucruri care izvoresc prin această entitate numită Lamia Alchimia. În Lamia Alchimia se găsește deopotrivă Lamia, care este portavocea, avatarul, Don Pedro, care este umbra mea, și totodată această latură spirituală care ne conectează pe toți. Da? Așa că acesta este interlocutorul vostru de astăzi. Niciodată n-am făcut prezentările în momentul live-ului, ca să știți cu cine stați de vorbă. Și uh, putem să demarăm această ședință. Dacă este ora 12, este ora 12 fix. Putem să demarăm această sesiune de QA. Nu garantez că am toate răspunsurile. Eu vă spun care este percepția mea și percepția mea este asupra pluridimensionalității acestui tip de relație. Nu mă focusez pe când este vorba de relația twin flames pe relațiile fizice de ordin fizic sau emoțional de pe acest pământ, eu mă focusez mai mult pe planul înalt, care este menirea lor principală, ce sunt setații ei să creeze și ce înseamnă de fapt fiecare dintre cei doi participanți la acest tip de relație, da? Ca un intro așa, până când o să notați câteva întrebări pentru că o să trec peste ele. Am vrut să mai aduc iarăși o completare la materialul pe care l-am făcut, prin care am vrut să vă spun care sunt nivelurile mele de percepție asupra acestui tip de relație și să nu existe dubii și dacă aveți întrebări care se corelează cu această schemă pe care am pregătit-o, atunci poate o să răspund multora dintre voi, da? Așa că vreau să vă specific pe această schemă că avem următoarele niveluri de percepție pe care eu le am asupra acestei relații. Este nivelul monadului, nivelul Dumnezeului, al inefabilului al inefabilului, a celui care ne-a creat pe toți, care este singurul nivel al singularității, al totalității, al non-dualității, unde polaritățile încă nu s-au splituit, nu s-au împărțit. După care urmează nivelul 2, unde avem principiul feminin și principiul masculin, se spune că acest Dumnezeu care ne-a creat pe noi nu este nici bărbat, nici femeie, ci este și bărbat și femeie, deci include ambele polarități, este ca acel simbol yin și yang care cuprinde atât întunericul cât și lumina, femininul cât și masculinul, etc. Deci toate sunt incluse, este acest hermafrodit. După care descindem la nivelul 3, avem Percepția, am notat percepția feminină și percepția masculină. Dacă descindem acum în raport de 2, vom vedea lucrurile scindat, divizat, da? Nu vom mai putea avea acces la o informație care s-a rupt de noi, care s-a externalizat nouă, care a rămas în afara noastră pentru că noi am ales să fim bărbați sau femeie, da? La nivel de spirit mă refer. Și avem aici principiul feminin și principiul masculin. Pe nivelul 4, dacă avem anumite principii, da? Acum să spun m-am născut femeie, Toată perspectiva mea asupra acestei vieți pământești nu poate fi niciodată perspectiva bărbatului. Oricât aș spune eu ca femeie că pot înțelege bărbatul, nu voi înțelege niciodată un șut în testicule. Oricât ar vrea o un bărbat să înțeleagă o femeie, nu va putea înțelege durerile facerii sau durerile menstruale. Da? Deci, practic în această viață, dacă avem un anumit sex și ne-am născut cu un anumit sex, ne va lipsi desăvârșit perspectiva celuilalt sex sau sexului opus. Da? Așa că avem cele două perspective, perspectiva feminină asupra vieții și perspectiva masculină asupra vieții. Dacă eu m-am întrupat ca femeie, nu voi putea vedea realitatea 100% cum o vede un bărbat. Pot înțelege ce simte un bărbat, poate să-mi comunice prin cuvinte ce simte un bărbat, dar de trăit n-am să o pot trăi, da? Nu știu ce înseamnă să-ți crească păr pe tot corpul, spre exemplu, sau poate că știu. <laughs> Mergem mai departe, la Nivelul 5, la nivelul 5, după ce avem cele două perspective, avem corpus feminicus și corpus masculinicus, da? corpul femeii corpul bărbatului, femeia și bărbatul, întrupați, încarnați, corpul de femeie, corpul de bărbat. La nivelul 6, începe să se ițească această relație între cei doi. Constată ei că sunt diferiți, încep să acționeze forțele de magnetism ale femeii, forțele de uh, electrice ale bărbatului și împreună este o atracție între cele două polarități, pentru că ele tind să se atragă și să recompună monadul, da? Deci dacă ai separat un magnet, el va atrage polul opus în mod cert ca să se unifice, vrea să restaureze monadul. Dar am notat eu aici cu mov avem iubiții karmici. Până să deslușim noi cu ce se mănâncă această iubire cosmică, iubire cataclismică, iubire uh, alchimică, trebuie să cunoaștem instanțele murdare ale iubirii. Instanțele murdare, adică iubirea imperfectă, iubirea codependentă, iubirea în care avem nevoie de ceva de la celălalt pentru că ne credem insuficienți și incapabili. Și trecem astfel prin multiple relații, alții se înțelepțesc mai devreme și le trebuie o singură relație care are o duritate foarte mare ca să descopere în interiorul lor sentimente precum compasiunea, grija, iubirea, dragostea, iubirea necondiționată sau să culeagă acele aspecte masculine, nu știu, structură, logică, rațiune, ceea ce face sens în această viață și ceea ce nu face sens, un discernământ acerb, etc. Da? sau liberul arbitru, care este pe latura masculină. Așa că dobândind iubire și liberul arbitru, omul, dacă parcurge lecțiile cu uh, era să spun silnicie, uh, într un mod silitor, ca un elev silitor, atunci va putea să descopere tainele iubirii sacre, să iubești pe cineva pentru că este cine este. Nu să-l iubești pentru că are părul blond, nu să-l iubești pentru ce poate să ți ofere, nu să-l iubești pentru ce poți fi tu alături de el, ci să-l iubești 100% pentru cine este. Ce îi vrea el, ce își dorește și ce poate să facă, fără să-ți dorești să schimbi absolut nimic la el. Fără să-ți dorești să-l ții lângă tine, fără să-ți dorești să pui gheara pe el, fără să-ți dorești să legi. După ce descoperi acest lucru, doi întregi s-au transformat din iubiți karmici, s-au transformat în Twin Flames, flăcările gemene, care ele, când se așează una lângă cealaltă, nu este un act de necesitate. Vreau păsărici, vreau cuculeți, da? Nevoia fizică, fiziologică a masculului și a femeii. Ci sunt completă, sunt satisfăcută, sunt mulțumită și el este complet satisfăcut și mulțumit și ne așezăm și noi aici, unul lângă celălalt, în deplina noastră putere, prin vrerea noastră, prin iubirea necondiționată aferentă femeii, și prin libera alegere, liberul arbitru al bărbatului. Nu mai vine bărbatul pentru că ai rămas tu cu burta la gură, nu mai vine bărbatul pentru că, vai de mine, e frică că o să rămână fără urmași, nu vine bărbatul pentru că n-a mai găsit o altă urâtă în sat, ci vine pentru că vrea el să vină. Da? Asta este mai mult pentru femei, pentru că femeile vor să agațe. De ce nu se întoarce? De ce nu mă privește? De ce nu se trezește? Nu, pentru că noi suntem magnetice, tot timpul simțim nevoia să atragem și să alipim ceva către noi. Da? Dar bărbatul trebuie să facă un act de voință, așa că liberul arbitru îl consideră un atribut masculin. Care, atenție, nu este caracteristic doar bărbaților, masculinul și femininul există de o în amândoi, dar este o proprietate a principiului masculin și avem și proprietatea Energiei feminine care este iubirea necondiționată. Te iubesc oriunde te poartă războiul în lumea largă. Te iubesc oriunde ai pleca, te iubesc ori când ai decide tu să te întorci, Da, eu te aștept. Sună tragic pentru feministe, dar vă asigur că nu este. Și în adâncul sufletului vostru, nu stați să macerați lucrurile rapid și să-mi trântiți o mămălică în ochi, ci gândiți-o două-trei zile și reflectați asupra acestor principii. Ce se întâmplă după acești, după ce acești doi? purifică iubirea. După ce aceștia doi purifică iubirea, începe să se producă această uniune. Bărbatul și femeia nu mai sunt separați, ci sunt un concept numit om. Ei amândoi reprezintă două fațete ale aceleiași monede. După ce urcăm mai sus prin această uniune și nu mă mai definez ca fiind femeia feministă, știu că am în mine și trăsături masculine, știe și bărbatul care în el compasiune și iubire, la fel ca o femeie, da? Și descoperim lucrurile astea și facem această integrare. Și când facem această integrare, perspectiva feminină se completează cu perspectiva masculină și avem perspectiva umană. Da? Și iată cum ne ridicăm deasupra planetei Pământ și avem o perspectivă din ce în ce mai largă, panoramică asupra întregii realități. Mergem mai departe, la nivelul percepției. Nu mai avem percepția feminină și percepția masculină, avem percepția omului adamic, percepția lui Adam Cadmon. Mergem mai departe și urcăm înapoi nivelurile, asta după ce s-a purificat relația, atenție, da? ne, ne ridicăm din mocirlă, in sterchilinius in venitur, ceva de genul acesta este vorba celebră din alchimie, în mocirlă, în mizerie va fi găsit și este vorba de piatra filozofală sau aurul sau copilul interior, nunta alchimică, da? Și ne îndreptăm iată vertiginos către ea. După ce avem principiul feminin și principiul masculin, acestea două se unesc prin nunta alchimică sau nunta cosmică, dacă vreți voi, ca să se reîntregească monadul. Dar acesta nu mai este un monad mic de la care a originat totul, ci este un monad îmbogățit. Este plutoniu îmbogățit, dacă vreți. Așa că, kabum, aceasta este tot traseul pe care vi-l spun și care este viziunea mea pe multiple dimensiuni. Și acum aștept întrebările voastre despre cum vă sărutați cu flacăra geamănă, când va trebui să vină, care sunt semnele și alunițele de pe corp pe care ar trebui să le numărăm, etc. <laughs> nu vreau să fiu ironică, ăsta a fost Don Pedro! <laughs> Haideți că o să mă uit peste întrebările voastre și să vedem ce nedumerire aveți, domnule, dacă nu s-au clarificat cumva din această prezentare succintă? Pentru că mie îmi place să sintetizez totul și să-l aduc la esențial. Nu-mi plac franjurile, dantelurile, sforile care atârnă dintr-o ținută. Îmi place ca totul să fie adunat și compact, da? Bună ziua tuturor, bună ziua tuturor! Iuhu, live! Cine s-a bucurat așa? Ioana Rangheț. Te pup, Ioana! Te pup! Ai o poză superbă! Shalom dragă om, shalom Iosif, mulțumesc pentru comentariile tale și citatele nelipsite din Biblie cu care completezi fiecare postare. Bobby Ronson, între bărbați și femeie, care este pozitivul și care este negativul? Nici unul, nici altul, amândoi pot fi pe pozitiv sau pe negativ în funcție de vibrația pe care o au. Deja un răspuns la o întrebare. Elena Nițoi, te pup Nițoico, ai văzut că folosesc perna, da, este decorul meu preferat. Ciprian... Ciprian, Miton, Hello, Suflet Drag, Twin sau nu? Eu sunt recunoscător că ne-am regăsit. Aștept întrebările și apoi, dacă văd că nu mă întrebați ce vreau eu să mă întrebați, eu o să răspund oricum, da? Ia să vedem. Iubirea în mod profund e necondiționată. Atunci când spui că iubești pentru că este acel cineva, deja a fost creată condiția. Corect este să spui nu tu, ci la mod general mă refer doar iubesc, da? Acestea sunt niște afirmații, Bobby. Eu cred că tu îți dorești în secret să-ți deschizi un canal. <laughs> și te sfătuiesc să-l deschizi sau să scrii un, pe un blog, un vlog. Un răstimp lung era ca și cum n-aș fi fost un singur om, ci mai mulți. Gloria, bună dimineața! Da, 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 da. Da, senzația este că suntem mai mulți oameni, așa că uh... În acest concept de Twin Flames, dacă vrei să facă legătura, nu știu dacă tu te-ai gândit la acest aspect, foarte mulți își caută un partener, un partener fix. Nu pot merge mai departe fără acest partener fix. Trebuie să fie musa ăla. Fără el sunt bolnav, fără el nu pot să trăiesc, fără el nu pot să-mi văd de viață, mă gândesc non-stop la el, oare îl îndepărtez, oare îl atrag, oare cum să fac să-l atrag și viața noastră stagnează. Ei bine, dacă noi avem de-a face cu principiul feminin și principiul masculin, Twin Flame, adevăratul tău Twin Flame, acționează prin orice partener, prin orice partener cu care tu ești, pentru că în faza lui inițială murdărită în această mocirlă sunt iubiții tăi, iubiții carmici, oricare. Și ăla care te-a bătut. Și ăla care ți-a vorbit urât. Și ăla care uh, nu vine la întâlnire. Și ăla care nu lucrează și trebuie să-i plătești tu din buzunar toate dările, da? Și ăla care a început să te iubească. Și ăla care este pasionat de pictură și artă, dar e muritor de foame. Toți. Toți pe care i, -i cunoscut, te învață câte ceva și îți purifică modul de a percepe iubirea. Pentru că tu percepeai iubirea. În mod trunchiat, modificat, toți ceilalți reprezintă învățătorii tăi ca tu să o perfecționezi. Și cine? Care este energia care acționează prin toți învățătorii tăi? Energia de gen opus, da? Energia principiului masculin. Energia twin flame-ului tău vine tot timpul și te frământă precum un aluat, te bate precum un șnițel și zice perfecționează-te că vreau să vin să mă așez lângă tine, dar nu poți. Da? Așa că toți, toate personajele cu care noi operăm sunt Twin Flame sau purtători ai energiei Twin Flame, ar fi mai corect să spun. Da? Așa că tu ai intuit ceva acolo și sunt convinsă că ai putea să completezi, dar fiind nevoită să trec cu uh, viteză prin, uh, printre întrebări. Adria, Voicu, poți să ai multiple relații Twin Flames pe parcursul vieții, relații care se pot arde, consuma și nu mă refer neapărat la sex, tu ce crezi? poți să ai multiple relații twin flames, am explicat, chiar și cu parteneri care sunt karmici. Ei sunt energia care vine să corecteze ceea ce trebuie corectat. Important este să nu sucombezi, să nu cedezi, să nu renunți la bătălie așteptând un ideal pe cal alb. Ca acel ideal să vină în viața ta, tu trebuie să-ți ridici energia pentru a fi idealul pentru că dacă tu îți ridici energia spre a fi idealul, vei căpăta organele de simț pentru a percepe idealul, da? E nevoie, iată, de percepția feminină ca să-l putem percepe pe masculin. Până nu mi-am dezvoltat ochii de văzut sau organele de simț prin care eu să detectez că acest personaj este în viața mea, eu nu văd. Haideți să nu fiu atât de abstractă. Cel mai, cel mai, simplu exemplu. Să spunem că vorbește cineva foarte elevat, folosește cuvinte din aceste abstracte, elevate, elogvente și avem pe cineva care nu a fost la școală, nu a fost educat și ăsta se întâlnește și zice ce mai bă vorbește ăla? Ce, ce tot dă ăla din gură? Nu înțelege cuvintele acestea elevate. Și să spunem că luăm pe acesta care nu înțelege și îl învățăm abecedarul, îl învățăm să buchisească, îl învățăm să citească, ia toate lecțiile necesare, învață și citește cât mai multe cărți și la un moment dat se intersectează cu acest personaj care vorbea elevat. Dar de această dată tot ceea ce spune ăsta îi și lui în urechea. Aaa! deci la asta se referea. De aceea se uită foarte mulți bătrâni la emisiunile acestea TV, de la TV și spun, ai văzut ce deșteaptă e fata aia, mamă ce mult îmi place de ea. E deșteaptă doar pentru că știe două, trei cuvinte pe care tu nu le știi. Dar învață acele cuvinte și plasează-te pe picior de egalitate și atunci vei vedea o cu totul altă lume. Un alt exemplu, ajungi într-o firmă și ești ultimul care a fost angajat acolo, nu ultimul angajat, ci ultima persoană care a fost angajată. Și Prima dată când dintre ei văzu că toată lumea știe ce are de făcut, mai puțin tu, ție ți se introduc, ți se prezintă uh, colegii tăi, ți se arată unde e calculatorul, unde e biroul tău și stai acolo cu două mâini împleticite, nici toaleta nu știi unde e. Dar stai acolo două săptămâni, două luni, un an și lucrează cot la cot cu oamenii aia și îți vei da seama că ăla pe care tu îl considerai un deștept era un mare... Uh, uh, tăietor de frunze la câini, da? Tipa aia pe care tot credeai că este foarte deșteaptă este o mare diletantă și o impostoare. Toate lucrurile pe care credeai că nu știi să le faci acum le dibuiești pentru că ai învățat și te-ai elevat, ți-ai ridicat nivelul, da? Așa că toți partenerii cu care noi suntem până în momentul în care ne vom putea deschide inima către această iubire necondiționată, reprezintă energia Twin Flame-ului nostru, care nu face decât să reflecte vibrația pe care suntem. Dacă eu acum sunt cu un bărbat care este prost da? și nu știe vorbă omenească și îți trage doar una sau molfăie ceva, râgâie și pârție prin bucătărie, acela este nivelul meu de vibrație. Poți să folosești întotdeauna partenerul cu care te afli în funcție de nivelul tău de vibrație. Ori dacă eu stau aici și zic, băi, ce viață nesuferită, eu l-aștept pe idealul acela pe cal alb, dar nici nu fac nimic, nici nu învăț, nici nu mă ridic, nici nu mă elevez, nici nu trag lecțiile din relația actuală pe care o am, voi fi veșnic la acest nivel. Și unii oameni așteaptă până la adânci bătrâneți în aceeași condiție. Nu spun acum să vă schimbați partenerul, dar poate dacă tu te elevezi un picuț și spui Băi, eu refuz să mai fiu genul acesta de femeie care stă și încasează uh, ocările soțului, da?" Ce trebuie să fac eu ca să fiu mai bună? Păi nu știu, vreau și eu să am acces la niște oameni care sunt mai de cultură. Ce trebuie să fac pentru asta? Mai fac niște cursuri, mă angajez într-un loc care mă pune în valoare, care mă ajută să promovez. Poate citesc mai mult, poate mă documentez, poate învăț ceva. Mă duc la două, trei cursuri, nu din acestea de vudu și spiritualitate și cum să mă integrez eu cu Twin Flame-ul meu îmbârligați în, în poziția 69, ci cum mă fac eu pe mine un om mai valabil, un om mai valid, un om mai demn de respect. Lucrând cu asta, nu trebuie neapărat să umblați din floare în floare, pentru că toți aceștia care sunt pe cultura Twin Flames de abia așteaptă să fugă să-și înșele partenerul. Ci eu mă ridic astăzi aici. Și asta vine acasă și nu mai are pe cine să cicălească pe frecvența pe care nouă, pe care eu mă aflu. Nu mai găsește interlocutor aici. Acesta va avea și el, de acum înainte, posibilitatea să se ridice. Băi, dacă eu rămân aici, nu mai am cu cine să boxez, nu mai am cu cine să vorbesc. Ori mă ridic și eu, ori îmi iau tălpășița. Dacă această energie din Yin și Yang a ocupat spațiul ei corespunzător, spațiul lui Yin sau spațiul lui Yang, celălalt va trebui să se muleze accordingly, în asentiment cu această mutare, da? Așa că, dacă tu te elevezi, tu lucrezi la tine, tu te disciplinezi, tu te dezvolți, tu evoluezi, celuilalt nu îi lași de ales decât să ocupe fix aceeași formă de energie. Dacă nu este în stare să suporte acest voltaj, va pleca el. Va pleca el. De fiecare dată când aveam o rugăciune în relațiile mele năbădoioase din tinerețe, spuneam că nu plăcea să dau papuci, nu plăcea să mă separ de cineva, spuneam, Doamne, fă ca drumurile noastre să se separe într-un mod natural și firesc. Și se separau într-un mod natural și firesc. Pentru că eu refuzam să mai stau în energia aceea care nu mă hrănea, care nu mă ajuta, care mă împiedica să evoluez, care mă menținea în stagnare, da? Așa că, iată răspunsul lung, Adria Voicu. Da? Răspunsul lung la o întrebare scurtă. Așa că toți partenerii pe care îi avem îi putem folosi ca o oglindă, ca un barometru, dacă vrei, al stadiului în care noi suntem în prezent. Îți place ce vezi sau dacă nu îți place ce vezi, cum îmbunătățești și nu trebuie să-l îmbunătățești pe partener, ci lucrezi doar cu tine. Tu ești singura prima materia din alchimie, da? Materia primă. Mergem mai departe, Viorica Mare, bună ziua! Mariana Istrati, teoria runner și chaser e valabilă în viziunea ta? Este valabilă. Tot pentru aceia care nu știu, dinamica runner-chaser este fugarul și vânătorul dacă vreți sau fugăritorul este unul care fuge și unul care încearcă să-l prindă. Dar această dinamică este valabilă în etapele acestea de josta în momentul, în, în momentul devenirii sau transformării interioare prin care vom putea fi deschiși către o adevărată relație Twin Flames. Această dinamică este precursoare înfloririi acestei relații. În ce sens figurează schema asta? Haideți să vă arăt, ne-am adus și o coală, sper să fiu elocventă. Avem aici cele două energii, da? N-am un carton pe care să-l pun. Hai să punem aici energia feminină și aici energia masculină. Și ce vă spuneam eu că în interiorul fiecărui bărbat există un suflet de femeie, o anima, și în interiorul fiecărei femei există un suflet uh, în interiorul femeii există un suflet de bărbat. Nu mai știu ce am spus și este foarte greu de urmărit în uh, live uri Deci avem practic în interiorul femei aici este un bărbățel și în interiorul bărbatului este o femeiușcă, da? Și ce înseamnă această dinamică runner chaser? Dacă eu îl caut pe idealul meu în exterior, ah, te rog, fii cu mine, cavalerule, vino și salvează-mă din această mocirlă, știu că tu ești twin flame-ul meu, știu că cu tine voi avea compatibilitate 100%, vă asigur. Dacă nu sunteți vindecați, va veni, vă va căra plasele, vă va înjura, vă va drăcui, veți avea fix aceeași dinamică ca și cu un partener Karmic, da? Pentru că nu l puteți recunoaște, nu sunt ochii acolo și nici ăla nu se poate dezvolta pentru că și voi sunteți în orbire. Această lucrare de Twin Flames, în schimb, funcționează într-un mod foarte dubios, într-un mod atipic. Nu înseamnă fug după celălalt și pun gheara pe el și îl trag înspre mine, cum funcționează lucrurile la exterior într-o dinamică karmică, ci bărbatul trebuie să se întoarcă către sinele său autentic. În sufletul său este femeia ideală. Ce înseamnă asta? Să devină mai autentic cu el însuși. Să renunțe la toată fațada și mascarada pe care el o înfățișează în fața celorlalți, să renunțe la persoana, să renunțe la identitatea lui falsă, să renunțe la ceea ce încearcă să pară și să se întoarcă către cine este el cu adevărat. Să-și găsească puterea de a fi autentic, să aibă curajul de a se afișa în forma sa autentică. Asta nu înseamnă să Strici relațiile cu cei din jur, să fii un mare nesimțit și toată lumea trebuie să se raporteze la tine, ci să te cauți pe tine în sufletul tău. Și acesta este lucrul constant cu tine însuți. Twin flames este o relație cu flacăra din interiorul tău. Da? Tu trebuie să ajungi la cazanul acesta, la nucleul acesta care este fierbinte, nucleul pământului este fierbinte, da, e plin de magmă. Iată și la noi, totul ce este în macrocosmos se reflectă în microcosmos. Tot ceea ce vedeți în exterior, structura unui ou, noi trebuie să ne întoarcem la gălbenușul nostru. Acesta când lucrează cu el și devine mai autentic, se apropie de el însuși, deci nu mai caută în exterior, ci se caută pe el. Nu mai caută să rezolve realitatea, ci caută să rezolve ce este nerezolvat în interiorul său. La fel și femeia, da? Dacă el ar alerga după ea la exterior, ar alerga după himere, da? ar alerga după chimere și ar, mă rog, ea aici în cazul ăsta, Iar ar alerga după chimere și atât a fuge după el că se neglijează pe ea însăși. Și ce spuneam eu, casa asta rămâne goală dacă proprietarul ei a plecat, dacă stăpânul casei este ieșit în afara casei, casa este goală, casa este pustită, este stagnantă și se produce o moarte lentă. Da? Când pleacă nucleul din orice atom, nu mai este atomul, da? așa că acest Personaj trebuie să lucreze asupra propriei sale autenticități, să se regăsească, să-și regăsească scopul, să-și regăsească menirea. După orice părăsire, după orice despărțire de către cineva după care ați suferit, jeliți un timp, da, jeliți un timp și durerea aceea este acolo cu un scop, este cu scopul de a curăța toate rezidurile, de a spăla podelele, de a limpezi calea către adevărata voastră lumină. Și când ajungeți acolo, lucrați în interior, lucrați cu voi, deveniți din ce în ce mai autentici, descoperiți-vă talentul. Descoperiți-vă calea unică și traseul vostru unic, descoperiți-vă piatra filozofală. Și când o veți găsi, veți ajunge la adevăratul animus. Și atunci nu mai este nevoie de nicio forță externă. Pe măsură ce voi vă apropiați de nucleu, veți descoperi că acolo este adevărata voastră putere cu care modificați realitatea precum un alchimist. Veți sta în banca voastră știind foarte clar cine sunteți, ce doriți, ce vreți. De la voi înși, vă nu de la alții, da? De la mine ce vreau eu, care este menirea mea, și atunci lângă voi se va așeza cineva, ne va spune nici eu nu știu ce caut aici, dar pur și simplu vibe-ul tău și energia ta m-a atras. Da? Atunci când inul se liniștește din agitația uh, brauniană se va liniști și iangul de lângă, pentru că ei sunt ca într-o oală, da? Dacă o legumă fierbe și se izbește de toți pereții, cealaltă este bătătorită și împinsă. Dar asta când se așează ea în tăviță molcom, se așează și cealaltă. Și atunci se produce această atracție. Deci runner chaser dynamic, dinamica runner chaser fugar și fugăritor, este în fazele incipiente ale acestei relații. Da? Scopul ei este de descoperirea iubirii Agape iubirii celei mai pure, iubirea de Dumnezeu. Și atunci când ei o dobândesc, nu pot să stea departe unul de celălalt și vor reîntregi monadul. Aceasta nu este o iubire de conviețuit și de stat cu ea în brațe și de scârpinat în păr sau de susurat șapte de amor în urechi. Șoaptele de amor pe care și, și le susură uh, Twin Flames sunt în tot ce vă înconjoară. Atunci când sunteți dezamăgit și simțiți că nimic nu vă poate ridica, și auziți o melodie la radio în care ceva de acolo, un vers, o notă muzicală vă ridică spiritul, este forța care vă contrabalansează și vă ridică. Atunci se spune că funcționează și telepatia dintre acești doi Twin Flames, dacă există amândoi în corpuri fizice, în plan material, încarnați pe pământ, atunci celălalt pur și simplu este cu gândul la tine și invers, da, deci și viceversa funcționează lucrurile. Dar cu cât tu te concentrezi mai mult pe tine, pe atât se concentrează și tu ul tău asupra ta, adică este atras într un mod magnetic inconștient. Când tu lucrezi cu tine, tu ajungi aproape de sufletul tău, de animusul tău sau de anima ta, de, depinde dacă ești bărbat sau femeie, și când ajungi aproape în inima ta, se apropie și cel din plan fizic. Cu cât tu te concentrezi pe, a, vreau friptura pe care a servit-o celălalt, vreau și eu ce are tip aia, vreau și eu jobul aia, vreau și eu să vorbesc cum vorbește la mine pe YouTube, vreau să fur și eu din meseria celorlalți, dar nu mă concentrez pe ce îmi place mie, ce vreau eu. Care este lucrul cel mai firesc pe care poți să-l fac și dacă ești tot timpul căutând în lume și ăla caută în lume, în alte părți pentru că -are, nu are pe cine să găsească acasă el te vizitează, bate la ușă dacă casa este goală este o vorbă mișto în limba engleză prin care se spune the engine is running but there's nobody behind the wheel. Motorul funcționează, dar nu este nimeni în spatele volanului. Asta este în cazul oamenilor cărora le-a plecat mintea de acasă și care nu mai sunt funcționali din punct de vedere rațional, da? Dar e valabil și pentru omul care nu stă să se întrebe, să-și pună întrebările grele ale vieții. Cine sunt eu? Care este menirea mea? Plătesc doar facturi, mănânc doar mâncare, mă hrănesc doar cu, nu știu, lucrurile pe care le fac, mă duc în călătorii, care sunt astea? Sunt singurele mele distracții, asta este singura mea plăcere sau cine sunt eu pentru ce? Dumnezeul care a făcut cerurile, oceanele, cosmosul, planetele, mările a simțit nevoia să mă creeze și pe mine. E, și dacă spui această întrebare și nu te lași până nu găsești răspunsul și nu te transformi într-un adevărat devotat al lui Dumnezeu, care este în afara ta și în nucleul tău, când vei deveni devotatul acestuia, atunci și acesta din exterior îți va fi devotat ție. Și vei vedea că cu mare ușurință atragi parteneri de sex opus, de acum înainte cu un nivel sau un grad înalt de elevare, dacă eu înainte atrăgeam doar bărbați care se uitau la mine pentru felul în care arătam, în ziua de astăzi pot să-i atrag și pe cei care sunt atrași de felul în care eu gândesc și de felul în care eu percep această realitate. Și nu este acesta un nivel superior al nu știu, evoluției umane? Nu mai suntem doar la nivelul trupesc-pământesc, da? ajungem la nivel de principii, ajungem la nivel de perspective, de percepții. Păi urcăm, iată, pe scara aceasta și ne apropiem de monad și nunta cosmică este foarte aproape în momentul în care se produc tot felul de astfel de atracții. Chiar și la nivel fizic, oameni buni, chiar și la nivel fizic, relația de Twin Flames este o relație unică. Dacă se produce uh, vreodată la nivel fizic în viața cuiva, vă asigur că aceștia se întâlnesc în momente multiple în această viață. Se întâlnesc și se separă și probabil că Uneori, întâlnirea cu acest twin flame nu este cu pupături și cu leșinuri. Trece cineva cu mașina pe lângă tine și este un schimb de priviri și te întorci, te gândești. Toată ziua la privirea acelui om. Și omul acela merge în mașină și se gândește tot timpul la privirea ta și te știe de undeva, dar nu știe de unde. Și mergeți pe trasee complet diferite. Că am arătat că în prima fază ei se separă total și acționează în câmpuri complet diferite de existență. Și atunci acela din când în când revine cu gândul la fata aia care trecea pe stradă și nu era doar fizicul ei și nu era doar felul în care mergea și nu era doar părul care îi flutura în vânt era ceva ce eu am căutat pentru că era oglinda animei din sufletul său, da? La fel și ea, din când în când revine cu gândul, băi, acel individ este acel individ, el se transformă ulterior în tiparul cu care ea își caută partenerii, îl va alege pe unul care să-i semene. Niciunul nu va fi în schimb la fel cu celălalt, că putem avea forme similare, dar dacă miezul și substanța este diferită, tot nu vei avea satisfacție. Cu toate acestea, este necesar ca tu să-l găsești pe cel care are acea înfățișare și vei petrece o vreme cu el și prin înfățișarea pe care acela o are, vei anumite lecții și poate că mergi mai departe, poate chiar evoluezi împreună cu partenerul acesta. Iar atunci spiritul Twin Flame-ului, el va sălășlui dacă și el se va ridica pe același nivel de vibrație cu tine. Practic când vei face din femeie bărbat și din bărbat femeie, este o vorbă în Biblie, nu știu exact citatul, dar o să revin cu el într-o postare, atunci când nu vei mai face diferența între bărbat și femeie, când femeia va deveni bărbat și bărbatul va deveni femeie, este o vorbă în Biblie, practic, tu te egalizezi cu principiile. Principiul feminin devine egalul principiului masculin, și atunci sunt Lilith și cu Adam, nu Lilith aceea drăcească pe care o portretizează ăștia prin tot felul de pictoriale cu șerpi și cu vampiri ci femeia care a fost clădită egală a lui Adam, da? nu este din coasta lui, ci egală a lui Adam, este principiul feminin care a rămas ancorat în lumea spirituală. Adam a venit pe pământ, a venit incomplet, a venit adormit și a trebuit să-i se făurească o parteneră tip satelit pe acest pământ care să-i fie tovarășă. Femeia Lilith este întotdeauna în perspectiva spirituală, este cea care îl sfătuiește pe acesta în momentele sale de liniște, este cea care îi dă insight, clar viziune, uh, nu știu, clar audiție, dacă vreți, perspectivă asupra deciziilor celor mai importante ale vieții. Și o dau într-una într alta și nu răspund la întrebări, dar pentru că am, răspun... <laughs> Eu am răspunsurile mele oameni buni. Nu știu de ce mai organizez live-urile acestea, trebuie să spun, iată, am niște răspunsuri și vreau să vi le dau. Uh, te contrazic, zice Bobby Ronson, care abia așteaptă să mă contrazică. <laughs> zice, eu am sperat mereu să găsesc o femeie feminină, însă am găsit persoane care au o doză de masculinitate și nu mi-a plăcut așa ceva. Nu aveam de unde să știu de la început ce descoper. Păi, ia să vedem. De ce cauți tu o femeie feminină? De ce cauți tu la exterior, ieșind din casa ta, ceva ce tu ar trebui să găsești în tine? Ești tu bărbatul masculin ca să găsești o femeie feminină? Nu! Pentru că femeia feminină din Sufletul tău este repelentul pentru femeia feminină din exteriorul tău. De femeia feminină din interiorul tău, pardon, aici este bărbatul, este atrasă femeia masculină. Tu cu energia ta trebuie să lucrezi. Și este ok, și dacă ai energie feminină pronunțată. Că sunt mulți bărbați, n-am avea poeți dacă bărbații n-ar avea energie feminină în interiorul lor. N-am avea, nu știu, medici buni, terapeuți buni, n-am avea brutari buni, bucătari buni, dacă n-ar avea această energie feminină care modelează, hrănește, vine în întâmpinarea noastră. Tu cu energia ta trebuie să lucrezi. Când tu îți vei vindeca energia și vei. O vei întregi. Ea nu trebuie să fie numai feminină sau numai masculină, trebuie să le ai egale. Atunci va veni și partenera de tip egal. Și la masculinitatea ta ea va răspunde cu feminitatea ei și la feminitatea ta ea va răspunde cu masculinitatea ei. O femeie trebuie să aibă și energie masculină. Știți că femeile, la nivel fiziologic, produc și ele testosteron? Avem și noi testosteron și avem și estrogen deopotrivă. Testosteronul nostru este în doze mult mai mici, dar asta ne dă fermitate, luciditate, capacitatea de a lua decizii. Altfel am fi numai tulburate de emoții, isterice, smulgându-ne părul din cap, leșinând de dragoste și așa mai departe. Dar nu suntem și lucide, putem să luăm decizii, putem să intervenim, să ne salvăm copiii la nevoie, da, nu trebuie să stăm să așteptăm să vină bărbatul de la vânătoare pentru a face aceste lucruri. Putem să batem și noi un cui în perete. Acestea sunt atributele pe care le căpătăm plus. Testosteronul ne dă tăria sistemului muscular și osos. Mă simt foarte bine cu mine, însă cred că și cu berbecuța mea mă înțeleg bine. Mă bucur, Iosif. Ia să vedem dacă erau mai sus niște întrebări. Gloria, mulțumesc cu recunoștință, ok, dar să vedem dacă mai era cineva. De ce mi s-a tulburat mintea și nu știu ce căutam acolo la mia, nu știu exact. Uh, crezi că ne îndreptăm spre o perioadă în care din ce în ce mai mulți oameni vor prefera solitudinea? Mulțumesc! Alexandra Maria Pintea. Uh, este o întrebare foarte bună. Eu nu cred în aceste concepte de energie colectivă. Știu că foarte mulți oameni spun colectiv ne îndreptăm spre era vărsătorului, se va produce o iluminare în masă. Dacă eu lucrez cu mine și îmi transform vibrația și mă elevez și mă ridic, voi putea percepe și pe semenii mei în aceeași măsură. Dacă eu rămân la un nivel uh, mic, stagnant, uh, nu știu, pricăjit și frustrat, de existență, voi vedea realitatea din jurul meu în aceeași manieră. Așa că eu dacă lucrez cu mine, simt că în jurul meu sunt numai oameni elevați. Dacă atunci când am început eu canalul acesta de YouTube și încercam să vorbesc cu oamenilor despre multidimensionalitate, non-linearitatea timpului, despre lucruri ezoterice și veneau 2-3 oameni care mă întrebau, auzi, dar ce înseamnă conștiință, ce este conștiința, în prezent am legat frumoase prietenii frumoase, superbe prietenii cu niște oameni care vorbesc aceeași limbă cu mine. Și nu mai sunt unul sau doi, sunt mult mai mulți. Și oamenii care vin pe canalul meu, mă surprind plăcut în ziua de astăzi că tocmai de aceea nici nu m-am promovat și nu-mi doresc ca lumea să mă distribuie în șapte mii de direcții pentru a veni, nu știu ce, Lenuța și Tântița din deal, care vrea să mă jignească și să mă critique pentru că îi contest credințele împământenite. Ci vreau să vină la mine cineva care caută activ. Caut activ ce înseamnă cele șapte stadii alchimice. Caut activ ce înseamnă asta? Este un om care face un act de voință, care face o alegere. El vrea să descopere acel lucru. Nu e unul care s-a întâmplat că i-a trimis fidul să mă descopere pe acolo și când m-a descoperit a zis cine este și nebuna asta. Așa că ridicându-mi eu vibrația, se ridică și vibrația celor din jur. Și Percepția mea asupra urmăritorilor mei actual este mult îmbunătățită față de percepția cu care am început acest canal. Când am început acest canal eram îndoielnică, spuneam, aia nu o să știe lumea despre ce vorbesc, poate mă înțelege doar 1%. Era percepția mea, da? Mă credeam deșteaptă și mă credeam superioară. Cu timpul mi-am egalizat această energie în interiorul meu și mi-am făcut foarte mulți egali printre urmăritorii acestui canal. Așa că nu cred în energia colectivă, cred în energia... Proprie și dacă eu reușesc să integrez în mine cât mai multe aspecte pe care le-am perceput ca fiind separate și neaparținându-mi mie și nefiind mi caracteristice mie în ceilalți, a, eu nu pot fi mojică ca aia, nu pot fi manipulatoare ca aia, nu pot fi proastă ca ăla, dar dacă le-am acceptat în mine, le-am înglobat și le-am integrat. Integrându-le, devin din ce în ce mai solitară. Dar asta nu înseamnă solitudine, nu înseamnă singurătate, ci. Nu mai mi este frică să rămân singură cu mine în încăpere. Nu mai mi este frică când sunt cu cineva de reacția celuilalt pentru că o consider legitimă și o consider justificată. Atâta timp cât și eu știu că sunt capabilă de aceleași lucruri și am un grad mai mare de înțelegere și de compasiune asupra interacțiunii cu ceilalți. Practic, eu cu mine însem sunt mult mai bine și la asta cred că vom tinde cu toții. Roxa Grama, bună la mine, bună roxa! Mihaela Grigore, bună dimineața, bine v-am găsit pe toți. Partenerul meu actual poate deveni Twin Flame, deși momentan nu avem o relație care mă mulțumește. Dacă lucrez cu mine poate deveni, zice uh, Ana. Uh, Ana, este o mare diferență, în schimb, deci poate deveni. Răspunsul cert este că poate deveni. Spuneam eu că dacă tu lucrezi cu tine și tu te ridici, partenerul tău are șansa ori să plece din această relație pentru că nu mai consideră că are ceva în comun cu tine, fie să se eleveze și el. Atenție, în schimb, este o categorie aparte. Dacă partenerul tău este agresiv, dacă acea agresivitate este provocată și de tine, că avem tendința să spunem că bărbații lovesc, mă există și acest, această pasivă agresivitate în femeie, care bombăne, care îi zice câte o verbă peste uh, umăr, care la să îl provoacă și provoacă această agresivitate, da? Eu consider că partenerul actual este reflexia stării tale de vibrație actuală. Dacă tu te elevezi, partenerul tău se va eleva sau va pleca dacă nu face față, da? Deci am explicat acest concept anterior. Așa că uh, să, să facem această detașare, dacă este agresivitate, dacă este toxicitate crasă, este o relație sufocantă, n-ai ce să lucrezi. Da? Nu stai să lucrezi, a, mi-a tras la un șut în gură și mi-a învinețit ochii. Nu. Eu nu am să sfătuiesc pe nimeni să stea în acele condiții. Du-te, liniștește-te, vindecă-ți rănile, lucrează încet, încet cu tine și apoi găsește-ți un alt partener, da? Și partenerul acela va reflecta stadiul tău actual. Și nu mă refer că partenerul ăla va reflecta stadiul tău actual și vibrația ta actuală în primele faze ale relației când toată lumea ți aduce cutia de ciocolată și buchetele de flori. Stai cu el un an și acolo va reflecta adevărata ta stare. Dar în permanență lucrează cu tine. Ce înseamnă, domnule, să lucrezi cu tine? Păi, nu știu, n-am putut să plec din relație pentru că n-aveam serviciu, n-am bani. Pune-te pe căutat un serviciu și fă-ți bani. Lucrează practic la independența ta. Nu pot să fac niciuna, nici alta pentru că vezi, Doamne, sunt bolnavă. Tratează-te, sau vorbește apropieți de tine, poți prin prietenia pe care tu o poți avea cu rudele tale, cu familia ta, să te apropii mai mult de acestea și astfel să-ți găsești un adăpost. Adică soluții există, doar să nu vrei, nu există aceste soluții. Și chiar în momentele în care consideri de fapt că totul este imposibil, îmi place să cred uh, vorba asta, când ți se pare că totul este imposibil, atunci ai cele mai multe posibilități. Doar că-ți e frică să iei această decizie și cred că o să fac un material separat despre The Lesser Evil sau răul cel mai mic pe care, pentru care oamenii optează de obicei. Pentru că adesea, dacă ai de plecat, dacă încasezi bătaia soțului, dar trebuie să pleci din casă pentru asta, niciun om pe această planetă nu va alege răul pentru el. Și cu toate acestea sunt femei care rămân în cupluri în care mănâncă bătaie sau sunt agresate din punct de vedere emoțional, sunt tracasate din punct de vedere, nu știu, fizic, emoțional, psihic și cu toate acestea aleg să rămână. Știți de ce aleg ele să rămână? Că nu este femeia proastă, ci femeia aceea este complet paralizată în fața unei alte frici pe care o are și alege cea mai mică dintre două frici. Asta înseamnă the lesser of two evils. În sensul că, pentru ea, opțiunea plecării din acea relație nu știu, frica de singurătate sau frica de a te descurca singură sau frica de a avea un job și de a fi independentă reprezintă un pericol mult mai mare. Pentru ea tigrul se află în afară. A, zice, lasă că pot încasa eu câteva scatoalce de la ăsta, dar decât să mă duc acolo și să... Ia uite-o pe cutăreasca, s-a angajat și ce-a au dat -o afară în două luni, ia uite-o pe cutăreasca, lucrează de dimineață până seara și câștigă foarte puțin bani. Ea își pune propriile ei rezistențe și opreliști la exterior și nu poate evolua pentru că nimeni n-ar sta în condiția în care este rău, dar când ai ales acel rău, trebuie să te gândești care este răul pe care eu îl consider mai rău decât ăsta. Și acolo deja ai făcut primul pas spre vindecare, da? Mergem mai departe. Deci i-am -am răspuns Anei, mulțumesc cu recunoștință, bună la mia, ce nume înfiorător ai, contrastează cu starea de bine pe care o emani, Nick Babeș. Ce este cu numele meu înfiorător? Sunt, asta este o întrebare în afara topicului de astăzi și aș putea să o dau la o parte, dar vreau să lămuresc acest aspect pentru că aveam la un moment dat un stalker care îmi trimitea tot timpul mesaje teribile, vai de mine căutați ce înseamnă la mia, da, în mitologia greacă, la mia este o femeie vampir care omoară copiii și bărbații. În originea numelui meu nu are nicio legătură originea grecească, pentru că numele meu este de proveniență arabă. Da? Bunicul meu a fost arab, numele meu înseamnă radianță sau strălucire în limba arabă. Așa că această uh, asociere cu originea grecească poate fi înfiorătoare pentru tine, dar ceea ce ție ți se pare înfiorător reflectă percepția ta asupra realității sau stadiul tău de vibrație. Mie poți să-mi spui că un om se cheamă Lucifer, dar dacă îl văd că este un om bun, atunci nu mă interesează cum se numește, da? Și am răspuns și la această nedumerire. Twin Flames, Flăcări gemene, Suflete gemene, de unde această idee, ca, când și cum a luat naștere ideea de suflete pereche, să fie doar o interpretare până la urmă? Bobby, să știi că am un material cu Twin Flames, uh, origine, uh, caracteristici și menire. Și te poți uita acolo pentru a vedea diferența dintre sufletele pereche și sufletele gemene. Sufletele pereche le reprezintă practic toate persoanele care sunt în jurul nostru, da? părinți, bunici, orice grad de rudenie. Twin Flames este partenerul de sex opus, partenerul de gen opus, partenerul care reflectă energia sau principiul diferit ca gen de-al nostru. Elena Nițoi, hai cam și eu o întrebare, nu, stai puțin Elena, stai să vedem ce spune Maria Ceban. La mia, dar dacă soția dă bani bărbatului, ei îi ia energia lui, uh, nu și dacă îl ajuți o perioadă, da? Deci dacă îl ajuți o perioadă, poate că ai ceva de învățat din asta. -tine. -tine> Cred că uh, toate am trecut prin această etapă. O femeie care consideră că numai bărbatul ar trebui să aducă bani este o femeie care are o gândire bolnavă. Pentru că are această mentalitate de, uh, nu știu, de uh, întreținută. Da? Trebuie să muncească, draga mea, și să-mi aducă bani, că altfel este un prost. Da? Așa spunea o colegă de-a mea. Zice, zice a, cu cu ce se ocupă? Am cunoscut un băiat, îi spuneam eu. Cu ce se ocupă? Păi lucrează și el. A, deci nu are bani. Dă-i papucii. Da? Așa vorbea ea cu accentul ei. Așa că, dacă este pe o perioadă limitată, nu-i dai energia. Dacă tu vrei să faci lucrul ăsta, dacă simți că faci lucrul ăsta cu dragă inimă, este perfect normal. Trebuie să ne ajutăm unul pe celălalt. Suntem luați la bine și la rău. Nu suntem luați doar la binele unuia dintre noi, da? Uh, și na, banul este o formă de energie, dar nu o dai. Dacă tu consideri că ai o stare de abundență, ori când dai bani, se și întorc la tine. Eu de câte ori cheltuiesc bani, îmi vin alții pe alte căi misterioase. Elena Nițoi, Hai că am și eu o întrebare, E ai ca aflacărea geamănă să ocupe doar un corp pe parcursul unei existențe umane, se transmută. Păi, Elenușa mea, mulțumesc pentru întrebare. Uh, am răspuns, cred că, deja la uh, întrebarea asta, în faza inițială. Uh, Twin Flame-ul îl poți recunoaște în sufletul tău. Este o atracție pentru un anumit tipar de bărbat. Mai întâi ne concentrăm pe aspectul fizic. Atunci când noi suntem în faza de puberi da? și ne concentrăm mai mult pe <hihihi> atracția sexuală. Atunci pe mine mă interesează, ați văzut că fetele se întreabă și care e genul tău, brunet cu ochi albaștri și să fie înalt. Când toate spuneau că vrea să, vor să fie înalt, eu dădeam doi pași înapoi, pentru că având un metru jumate nu prea doream să fie foarte înalt. Așa că ne dezvoltăm tipologia asta fizică în minte și apoi căutăm pe tiparul tatălui nostru inițial, da? căutăm pe cineva care să fie cam ca tatăl nostru, apoi vrem să aibă anumite aptitudini, anumite calități. Vom constata că pe parcursul vieții noastre avem relații cu unul, doi, trei parteneri, poate mai mulți, poate mai puțini, prin care circulă practic energia acestui principiu masculin pentru că vom avea de-a face cu un personaj cu energie opusă nouă, indiferent că sunteți într-un cuplu homosexual sau de lesbiene, energia partenerului vostru este o energie contrară, chiar dacă sunt cuplurile acestea să nu înțelegeți greșit că, vai de mine, trebuie musai să aibă corp de bărbat sau corp de femeie, Ce ați văzut că în cuplul de lesbiene una este mai masculină și una este mai feminină, în cuplul de homosexual este unul care este mai feminin și altul care este mai masculin, mai macho și ei funcționează pe același tip de energie, de vibrație dar se lucrează practic prin aceste trupuri la ridicarea vibrației în celălalt. Ce înseamnă această ridicare a vibrației? La evoluția lui. Cu acesta învăț să iubesc pe cineva chiar dacă este plecat mai des de acasă. Cu acesta învăț să iubesc pe cineva chiar dacă este toată ziua în casă cu mine. Cu acesta învăț să iubesc pe cineva chiar dacă nu are bani. Iată. Cu acesta învăț să iubesc pe cineva chiar dacă se uită după altele și tot adun și tot adun, poate cu unul învăț toate aceste lecții, că se întâmplă câteodată să fie unul care este profesorul nostru la toate materiile, ca învățătoarea, intre la toate orele și la matematică și la fizică și la chimie și așa mai departe, da? Și cu acela, practic, se modelează evoluția noastră. Cu cât noi evoluăm și vedem că toate lucrurile care sunt în partenerul nostru reflectă ceva nerezolvat din interiorul nostru și lucrăm asupra noastră, Personajul care trebuie să fie cu noi se conturează. Fie în chipul partenerului nostru, fie la nivel subtil, la nivel energetic va acționa direct asupra noastră. Acest try twin flame, repet, nu este traiul cu cineva în aceeași casă. În aceeași casă, vă garantez, și dacă vine Fecioara Maria și dacă vine Isus Hristos, vă strângeți de gât cu El în două zile dacă nu v-ați rezolvat rănile. Pentru că nu veți putea vedea lumina din cineva dacă ochii voștri sunt acoperiți de mâl. Spală mâlul și apoi o să umbli ca orbul șters la ochi de Isus, spunând I can see! I can see! <laughs> pot să văd, pot să văd, da? Mergem mai departe. Bună la mie! Cum pot să ies din această mocirlă pentru că sufăr de trei ani ca un câine? Doamne, doamne, doamne! Așa este, toată lumea suferă, dar am spus în materialul acela filmat, ultimul filmat despre Twin Flames, că această suferință este o suferință în care noi am ales să credem. Noi credem că iubirea înseamnă suferință. Credința ta este aceea că iubirea trebuie să constea în suferință. Iubirea adevărată, iubirea pură este o eliberare, este un extaz, este o împăcare sufletească, pardon, și o armonie de plină. Dacă în acest moment suferi în această relație, întreabă-te de ce suferi. Sufăr de ce? Pentru că îl aștept pe el să vină și să mă ia pe calul lui, să mă salveze ca pe, o, ca la răpirea din serai, ca pe carpeta din răpirea din serai. Dar de ce vreau eu să mă salveze? Pentru că eu nu sunt bine cu mine însă, că nu sunt bine fără el, că nu sunt bine în viața mea. Și ce ar trebui să-ți aducă el ca să fii tu bine în viața ta? Și mergi cu interrogatoriul. Păi ar trebui să-mi aducă iubire necondiționată. Ah, a ca... scuzați-mă bine că mi-ați spus. Acum se aude? Era un apel. Acum se aude? Puteți să-mi spuneți vă rog frumos? Da, ok, mulțumesc nic. Mă suna cineva și uh, probabil că mi-a apărut pe telefon și mi-a întrerupt microfonul. Nu este nimic. Ok, deci nu știu de unde Dumnezeu s-a întrerupt, dar voiam să spun că trebuie să-ți faci acest interogatoriu prin care să investighezi de ce sufăr eu, de ce aș vrea să mă salveze, pentru că nu mă iubesc pe mine suficient, pentru că el aș vrea ca el să-mi ofere iubire necondiționată. Dar tu te întorci și o ți oferi ție iubire necondiționată? Tu te întorci și ți oferi ție această alinare? Sau defilezi tot timpul în afara corpului tău căutând la exterior? Ce înseamnă această iubire necondiționată? Te întorci să te accepti pentru transgresiile tale? Te întorci să te tratezi cu blândețe, te întorci la tine să afli că în interiorul tău există și ceea ce te enervează pe tine la, la fața celuilalt sau la interfața pe care celălalt din fața ta o ocupă. Când vei descoperi că ai în interiorul tău toate aceste aspecte și le integrezi și ai compasiune asupra lor, când le tratezi ca pe o parte integrantă din placa ta de bază, atunci te vei putea iubi pe tine complet. Și când tu te iubești pe tine complet, nu mai suferi ca un câine. În primul rând, pentru că te iubești pe tine. Și în al doilea rând, Twin Flame-ul, când va veni, va fi doar un bonus. Va fi doar, nu știu. Deci, tu ai toată ciocolata din lume și îți mai oferă cineva un Rafaelo. Asta este frumusețea acestei relații și este o suferință, și este necesar să fie o suferință, pentru că, prin mizerie, va fi găsit. În mocirlă va fi găsit. Vei suferi până când, probabil, vei simți nevoia să nu mai suferi. Și mulți subestimează rolul suferinței în această viață. Da, domnule, suferă, dar dacă tu te menții tot timpul pe linia de plutire și nu te lași să cazi în hăurile pucioasei, nu vei lovi fundul apei, așa, ca să salți în sus, ca un arc. Ci vei sta tot timpul în suspensie, a, ce sufer, ce sufer, dar hai să mă mai distrez, a, ce sufer, ce sufer, dar hai să mai ascult niște muzică, a, ce sufer, să merg în cluburi. Sufer într-o seară până nu mai poți. Și după aia n-ai decât să urci. Și vei vedea că numai tu, cu tine, poți lucra pentru a scăpa de suferință, pentru că suferința asta cu cui este? Ți-a pus-o cineva în cârcă, Nu. Tu ai ales să o suferi. Este o legătură între sufletele gemene și cei 144 de mii? Da. atâta ați spun. TIEF se referă la a avea un partener, soț, amant sau poate fi și un prieten asociat, vecin, etc. TWIN FLAME se referă la principiul genului opus. Cu acesta nu suntem uh, mamă, tată, soră, văr, da? acelea sunt suflete pereche. Acesta este un partener cu care ai conexiune pe multiple niveluri. Nu poți avea conexiune pe multiple niveluri cu cineva care este într-un grad de rudenie cu tine, da? Conexiunea se produce la nivel fizic, sexual, la nivel mental, la nivel emoțional, la nivel spiritual. Sunt 12 ceacre pe care ei le activează, despre care am tot spus că o să fac un material separat. Nu 8, nu 7, ci 12. Ei conectează cerul cu pământul. Misiunea lor este de a genera și de a crea și de a activa puterea creatoare a lui Dumnezeu. Puterea creatoare este activată de energia masculină, puterea uh, iubirii necondiționată este activată de energia feminină. iubire necondiționată, când veți atinge stadiul de iubire necondiționată, principiul masculin va crea universuri pentru împărăteasa sa. -sa. Sau când principiul creației sau creativității va fi atins de către energia masculină, dacă este ocupată de cineva în corpul cuiva, atunci va fi atrasă și iubirea necondiționată. Și pur și simplu vei abunda în toate aceste aspecte. Pare o uh, formă ideală de existență, pare că este imposibil de atins, dar este posibilă. Este foarte posibilă. Doar că nu trebuie să o mai fixați în atâtea condiții. Scopul relației Twin Flames este cataclismic, spuneam eu. Este apocalipsa, este sfârșitul acestei lumi, este ridicarea completă a vălului. Ce înseamnă ridicarea completă a vălului? Ce spuneam eu că este vălul separării. Ce ne separă pe noi de Dumnezeu? Ne separă ego-ul nostru, ne separă diavolul, ne separă sentimentul că suntem separați de Dumnezeu. Da? Este sentimentul nostru, nu e un diavol, nu e cineva care ne-a pus pânza asta peste ochi. Când noi vom sparge percepția și toate cutumele în absolut orice privință în care noi le-am îngrădit și le-am sădit și ne vom putea deschide ochii în a percepe că nu sunt doar om, ci sunt și particula de praf care zace pe om, că sunt și vântul care îi bate prin părul omului, că sunt și, nu știu, mizeria de pe trotuar, că sunt și musculița de oțet drosofila melanogaster, că pot fi de toate, atunci se ridică vălul pentru că eu acum sunt cu toate jaluzelele trase într-o casă și zic de ce nu văd? De ce? De ce nu văd? Ridică jaluzelele una câte una, deschideți floarea percepției, deschideți mintea către întreaga măreție a lui Dumnezeu. Și după ce toate aceste concepte limitative, că omul pentru a putea fi iubit trebuie să fie într-un corp cu puță sau cu păsărică pe românește, numai atunci îl pot iubi eu cu adevărat, asta este o limitare. Eu iubesc pentru că iubesc. Nu iubesc pentru că ești așa, nu iubesc pentru că arăți așa, nu iubesc pentru că te comporți așa cu mine. Ci iubesc pentru că iubesc, pentru că altfel nu mai pot, că mi se crapă inima în două, da? Și asta este o iubire care aprinde întreaga lume. What can you do with a love like that? Ce faci cu astfel de iubire? Zice Hafiz, într-o poezie de a sa. It can light up the entire world. Poate aprinde întreaga lume. Așa că, iată măreția acestei iubiri necondiționate. Și iubirea necondiționată se manifestă așa. Dacă tu ești o femeie. Atenție! Eu am omis de foarte multe ori aceste aspecte, pentru că sunt foarte mulți pudiboți, care o să vedeți, o să-mi scrie comentarii la mine, renunță la cuvintele urâte, pentru că am spus două cuvinte în întreg materialul de două ore jumate. Uh... Mie milă de oamenii care nu au explorat totul în această viață. Totul aferent acestei vieți omenești. Stau în fund, în poziție de yoga, reprimându-se de la a mânca carne, reprimându-se de la a mânca nuci, reprimându-se de la nu știu ce viață sexuală, crezând că asta înseamnă detașarea, că nu trebuie să mai fac nimic, că pot să renunț la toată existența mea umană, în timp ce visez că sunt arcturian și pleiadian și venit de pe nu știu ce planetă, purtător al unei torțe luminoase. S-a activat Domn Pedro. Mi-e de omul care nu a trăit un orgasm. Cu adevărat. Un orgasm sexual omenesc. Din rărunchii organelor genitale care cuprinde întreg corpul și care te face să tresari, care îți deschide pupilele atât de larg de zici că ai luat psihedelice și moment în care simți că te-ai conectat cu Dumnezeu. Sunt multe femei cu care stau de vorbă și care n-au cunoscut această emoție. Nu este păcat că Dumnezeu îți întinde această viață omenească, îți dă acest avatar care este selectat ca într-un joc video, bam, brațe de fier, sân de piatră, buze cărnoase, obraji demn de pupat, ochi strălucitori, ești fantastic, ești fenomenal, creează un alt avatar, partener masculin și acesta are pofte, are nu știu ce. Și în această viață să spui eu sunt cu cele sfinte, nu mă interesează. De jos în sus eu nu exist. Nu, de, de sus în jos eu nu exist. Exist doar cu Sufletul la Dumnezeu. Nu, Dumnezeu te-a creat în acest avatar. Dacă ești pisică, să trăiești pisiciala la maxim. Dacă ești câine, să trăiești câineala la maxim. Dacă ești o piatră, să fii piatră, în adevăratul sens al pietrei. Și dacă ești om, fi om. Fi om fii om cu tot, cu trupul, cu sufletul, cu emoțiile, cu psihicul, cu legătura ta spirituală. Și asta face Twin Flames. Ei sunt orgasm cosmic și orgasm material. Geamănul spiritual și geamănul matricial într-o uniune deplină. Uniunea aceasta deplină nu este femeia care ia pastile că are migrene ca să-și evite partenerul. Uniunea asta nu este bărbatul care face sex cu soția lui gândindu-se la colega lui cu sânii mari de la birou. Uniunea cosmică este când amândoi vor să fie unul cu altul, în adevăr, în plenitudinea fiecăruia. Când consideră că, în, că unul și celălalt sunt unul și același. Când se contopesc într-un singur trup și simt același sentiment împreună. Nu doar orgasmul, dar orgasmul simultan nu l-au trăit mulți. Pentru că ne ocupăm de unghii, ne ocupăm de gene false, ne ocupăm de toate găinăriile, mai puțin de a trăi, de a trăi vum, ca o baterie toată această energie din tot corpul. Sunteți un binom, sunteți o, o bobină de o energie cosmică, cataclismică și trăiți la, cât este barcărul ăsta? O mie de ani să stea în magazin. A, am auzit la știri că nu știu ce bă, pițipoancă și-a făcut operație de mărire a sânilor. Am auzit că da, și eu ea s-au despărțit. A, și ce face cu Tărescu? Găinării, găinării, găinării. Adu atenția asupra ta. Ce posezi? Brațe, corp, organe genitale, minte, inima, percepție, imaginație, senzație. Folosește-le pe toate. Dacă nu ai început să faci toate aceste lucruri, te asigur că ești încă în vestibulul acestei vieți. Stai la intrare, stai la intrare la ușă și spui, ah, ce m-aș bucura să am o viață frumoasă. Păi poftește, te rog, intră, 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 aceasta este viața ta. Iau în primire. Ah, nu, mai, mai stau puțin aici, că mă uit de aici, văd și ce face vecina și de aici văd și ce face vecinul. Poftește, nu vrei măcar să dai un tur al locuinței tale, al vieții pe care tu o ocupi și pe care ai primit-o dar, unica și prețioasa ta viață? Da. Trecem mai departe. Rentingurile mele sunt on point. Tief se referă la un soț amant sau poate fi și un prieten asociat. Asta, asta era întrebarea. Da, deci este un partener cu care ai conexiune pe mai multe niveluri, inclusiv fizic, așa că nu putem să intrăm în sfera uh, relațiilor de familie. Flacăra mea geamănă este dependentă de alcool, plin de traume de la părinți, stă numai în trecutul lui și unde eram prim ofițer de gard, aveam trei ani deja și am învățat și eu multe, cred că e karma. Înveți, din karma se învață. După care mergi mai departe. Dacă tu evoluezi și te urmează, este tu flames, Dacă tu evoluezi și pleacă, era doar karmic și a stat acolo, doar ca să te ajute și să te susțină pe tine, să te forțeze pe tine. Cineva pune pe tine fierul roșu tot timpul și tu faci, ah, mă frige, ah, mă frige, dar nu pleci. Sau nu, nu îți pui aici ceva ignifug, da, ceva care să te protejeze, un, un soi de azbest. Dar tu ai învățat să-ți clădești azbestul și acum vine ăsta și tu ai un scut. De câte ori vine să stingă flacăra pe tine, tu îți spui ha-ha. Și acum ești un om care are armură, nu mai ești un om oarecare. Și te ridici și te îmbunătățești. Ăsta acum nu mai poate să te atace. Fie zice, bă, renunți la prosteala asta, fie hai să mergem împreună cu omul cu scut, îmi pun și eu un scut și mergem împreună mai departe. Și aceștia sunt doi oameni evoluați în aceeași relație. Um... Dacă el știe că este mai twin și mă iubește, dar la momentul de față el crede că se va însura pentru părinții lui, se poate ca mintea lui să se mai schimbe, să aleagă cu inima. Ionela, focusul în această existență unică ești tu. Mi-ai pus o serie de întrebări pentru ce ar crede el, oare e bine ce face el, oare părinții lui, oare el, oare el, oare el. Dar tu ce ne ești tu în această viață, ce îți dorești de la această viață, care este menirea ta în această viață, ce vrei pentru tine, ce îmi place, ce îmi doresc și ce vreau, ce îmi place, ce doresc și ce vreau, nu vreau ce are celălalt, ce îmi doresc eu pentru mine, mă. Și această întrebare ți-o pui ție și concentrează-te pe tine și acela se va așeza pe lângă tine. Deocamdată tu vrei friptura vecinului, da? Și s-ar putea să nu fie un partener Twin Flames dacă te preocupă atât de mult existența lui. Nu poți. Cea mai mare greșeală pe care cineva o poate face, nu poți să subliniez suficient acest lucru, este când încearcă să manifeste pe cineva din afara sa. Este o încălcare flagrantă a liberului arbitru. Dacă există vreo pedeapsă pe care Biblia o subliniază, este aceasta. Da? Deci nu încălca liberul arbitru al nimănui. Aia înseamnă manipulare. Și știi cine este manipulatorul șef în Biblie? Satana. Așa că nu încercăm să manipulăm pe nimeni, lasă să vină cine trebuie să vină, conform vibului meu. Dacă în vaibul meu intră cineva care are o energie joasă, eu sunt pe energie joasă. Dacă în vaibul meu intră cineva care are o energie ușor elevată, eu sunt pe o energie ușor elevată. Și tot timpul măsoară starea cu partenerul tău. Da? Nu știu dacă mai avem vreo schemă aici în care să arăt cum gândește fiecare. Deci, practic, relația aceasta, relația cu el sau ea este o relație cu sinele tău autentic. am specificat asta deja. Când nu te gândești la tine și la scopul tău, atunci îl îndepărtezi pe partenerul Twin Flames. Când îți vezi de treaba ta și te concentrezi pe tine, atunci acela vine pentru că partenerul tău Twin Flames este sinele tău autentic. Și dacă tu te îndepărtezi de sinele tău autentic, cum să fac eu să mă mulez mai bine pe plăcerea celuilalt? Ești departe de a fi autentic. Tu încerci să joci un joc, să-ți construiești o mască pe care acela să o iubească. Tu te duci la el cu o păpușă din cârpă și îi spui, ia, iubește, uite, că arată cum, cum îți place ție. Dar nu ești tu. Va ține o vreme și va fi acea mizerie în care nu se cunoaște nici orgasm spiritual și nici orgasm trupesc. Sunt 12 felii într-o portocală, adică ai putea să întâlnești 11 flăcări gemene într-o viață? Ce are a face portocala, Daniela? Poți să întâlnești mai mulți parteneri. Nu este nicio rușine și nu, este, nu te judecă nimeni. Poți să ai 100 de parteneri dacă îți dorești în această viață. Dacă de la fiecare ai învățat câte ceva, a meritat să fie în viața ta. Da? Au meritat pardon. Este și o falsă flacără geamănă, poate veni cu mare atracție, dar și cu fugă și multă suferință? Da, se spune în acest folclor că există și flăcări gemene false. Am crezut și eu o perioadă în acest concept, dar flacără falsă este orice te menține în stagnare, orice nu produce o transformare care să te îmbunătățească în această viață, orice te împiedică de la evoluție. Dacă ai un partener și rămâi cu el și spui, e, poate așa ar trebui să lucrezi că este el, mi-a spus mie că e flacăra mea geamănă. Atenție, flăcările gemene nu știu că sunt flăcări gemene. Nu o să vină la tine să-ți spună, știi, ești flacăra mea geamănă. Și nici tu nu vei putea să-i rostești celuilalt că este flacăra ta geamănă, pentru că acesta este un lucru simțit în inconștient. Da? tu îl detectezi, este un vibe, este un sentiment de acasă, este un sentiment puternic de conectare instantă. Nu poți să justifici, exact ca în exemplu pe care l-am dat anterior cu Bărbatul care trece cu o mașină pe lângă o gagică, da, pe lângă o fată și nu se pot opri de la a se gândi unul la celălalt, cu toate că drumurile i-au dus complet în altă parte. Probabil că el a luat avionul și a plecat definitiv la lucru în străinătate. Probabil că ea mă, nici măcar nu a activat prin cartierul respectiv, dar s-a nimerit să treacă și au vieți complet diferite pe colțuri diferite ale acestui glob. Dar când stau și se gândesc în liniștea casei lor, nu pot să-și ia gândul de la acest partener. Da? Twin Flames este astfel de relație. Este un, un, o conexiune dincolo de orice imaginație, dincolo de orice explicare conștientă. Și tot ce este dincolo de orice explicare conștientă se află în inconștient. Atenție, nu este prostea la uh, tiparul pe care îl selectăm noi prin urma traumelor pe care le avem cu uh, părintele de sex opus. Aceea este karmică și rolul karmicei Nu este nici de cum de subestimat Rolul karmicei este aceea de a vindeca Traumele Ce știi și ce părere ai Despre eugenismul spiritual? Nu știu, Iosif N-am auzit de acest termen Eu cred că ne stresăm prea tare Cu Twin Flame-ul ăsta Să trăim ce avem de trăit Pe noi ne vom avea tot restul vieții Ioana Rangheț, 100% adevărat dacă tu reușești să te concentrezi pe tine, nici măcar nu va trebui să-ți pui semne de întrebare în legătură cu Twin Flames. Folclorul acesta a luat amploare pentru că toată lumea își dorește această relație ideală, crezând că va veni un tip care este și bogat și frumos și arătos și de vreme acasă, dar nu există așa ceva, ci fiecare Va trebui să lucreze cu el însuși, să se accepte pe sine însuși, 100%. Și dacă faci asta, nici dacă nu știi de aceste, acest termen, sigur îl vei atrage în viața ta. Bună ziua! Este normal să nu vrei împreajmă un bărbat după 50 de ani? Felicia! Bărbatul are 50 de ani sau după 50 de ani de stat împreună cu el să nu ți-l mai dorești? Este normal... Orice consider tu că este normal, fiecăruia după credințele sale, da? Dacă simți că nu mai suporți, nu mai suporți. Dacă simți că mai e de lucru, mai e de lucru. Natural și firesc, adică și prin moarte, poate, Carmen, nu știu la ce anume te referi. Twin Flames e o uniune protejată de divinitate. De exemplu, eu l-am întâlnit când eram amândoi măritați, căsătoriți, adică. Eu am divorțat, dar el încă nu, deși suferă enorm, tot ce simte el îmi transmite. Twin Flames, Acesta este, aceasta este o, o, un, o dinamică foarte interesantă. Mai toți bărbații care sunt însurați le spun femeilor cu care vor să se uh, poarte <laughs> într-un... Cel mai intim, le spun că sunt nefericiți în căsnicie. Nu am auzit vreunul care să încerce să-și înșele soția, să spună eu sunt fericit cu soția mea sau suntem divorțați. Nu, suntem nefericiți, dar nu divorțăm deocamdată. Până la își dorește un amantlăc. Punct. Dar, Chiar și prin acesta poate acționa energia Twin Flame-ului, pentru că nu am de ce să contest ceea ce am spus la începutul acestui material, este energia principiului de sex opus. Așa că el poate veni la tine ca să-ți ofere anumite lecții. Poate că ești genul care nu se respectă suficient pe sine, poate că ești genul care are tendința să se facă preș, să se facă plăcută în fața celuilalt, indiferent de modul în care este tratată. Și aici sunt anumite răni, și aspecte pe care le ai ca primite condiționări din copilărie pe care trebuie să le vindeci este bine să treci și prin această situație poate femeia să treacă și prin starea de amantă în mod clar, da, dacă și învață lecția de acolo, dacă reușește să evolueze dacă reușește să capete mai multă stimă de sine, dacă reușește să înțeleagă că ea este o energie importantă și nu una de mâna a doua, nu una la care să recurgă cineva doar pentru că, doar pentru atunci când are nevoie sau când are anumite porniri și poți dezvolta încrederea și respectul de sine. Eu spun ce am mai spus și la o întrebare anterioară, să nu te concentrezi pe celălalt, ci să te concentrezi pe tine. Tu. Tu, Twin Flames, ce dorești de la tine? Ce dorești să atingi în această viață? Care sunt calitățile tale? Care sunt pasiunile tale? ce îți place ție să faci chiar dacă ești plătită, chiar dacă nu ești plătită în această realitate? Ce vrei tu să faci? Și apucă-te de ele. Iar apoi vedem noi dacă mai stă cineva la distanță de tine. Ce bine explici. Ai spus că te-ai întâlnit cu flacăra geamănă, dar ai condițiile tale pentru a trăi relația. Poți preciza cu un exemplu? Condițiile pentru a trăi relația? Relația aceasta este trăită în interiorul tău, tu cu tine. Da? Este, este o iubire necondiționată pe care o ai pentru un chip masculin, dacă vrei, din punct de vedere fizic, pe care îl ai foarte clar în mintea ta și poate știi cine este. Da? Unii oameni au norocul să știe cine este, este un personaj cu care s-au întâlnit tot așa în puncte diferite în viață. Fie au fost împreună pentru o perioadă scurtă, fie doar s-au intersectat, fie se intersectează periodic și nu știu de ce se intersectează, dar în mod clar, după punctele acelea de intersecție, urmează transformări catastrofice de-a dreptul, transformări de tip turn din tarot, când totul se năruie, toate fundațiile se năruie și viața ta pare coia de la zero într o altă direcție, pentru că era nevoie să se vindece altceva, sau nu să spunem să se vindece, pentru că acest vindecat presupune că există neapărat o rană. Nu, există o transformare, o transformare a ce, a percepției noastre asupra iubirii. Și pur și simplu din acel moment poate că dezvolți mai multă apreciere de sine. Poate că ai suferit un accident și de acum înainte știi să apreciezi membrii familiei tale, indiferent de gălăgia și scomotul pe care îl produc și indiferent de toate lucrurile rele pe care le blamai înainte și le condamnai înainte. Acum că știi care este pecetea morții, ești un om mult mai tolerant și mult mai deschis. Și vă spun asta din proprie experiență. Dacă după acea întâlnire se întâmplă, nu știu ce, un pericol de a-ți pierde relația, de a te despărți de personajul cu care ești, atunci o să dezvolți mai multă apreciere pentru lucrurile mărunte în acea relație. Și dezvoltând această apreciere pentru lucrurile mărunte și pentru toate lucrurile din viața ta așa cum este, dezvolți apreciere pentru tine așa cum ești, dezvolți compasiune și încredere pentru tine așa cum ești. Și dezvoltându-le pe acestea, tu, de fapt, ai trecut printr-o transformare fenomenală și această transformare a dus la elevarea ta și transformarea ta nu doar în om sau perspectivă, ci devii întreg principiul feminin. Nu mai ești doar mama copilului tău, ești o mamă pentru toți copiii din parc, îți stresare sufletul, nu cu anxietate și panică, ci cu grijă și afecțiune asupra copiilor celorlalte femei. Sunt foarte multe mame pe care le cunosc care nu mișcă un deget pentru copilul altora. Am văzut asta. În ele nu există principiul feminin activ, există principiul unei mame, o femeiușcă dintr-un cartier. Când înglobezi cât mai multe aspecte tu devii conceptul devii spiritul de mamă. Și spiritul de mamă nu se oprește la copilul tău, delimitat în timp și spațiu ci se întinde asupra tuturor celorlalți. Tu poți fi o mamă și pentru un bătrân. Când îl vezi pe unul pe stradă cu plasele grele, pur și simplu, te duci și vorbești cu dragoste. Îmi vine să plâng la unele lucruri, să știți, dar încerc să mă dozez. Nicoleta, bună Nicoleta, bună la mine. dacă conștientizăm că suntem valoroși și merităm ce ne dorim, dar la nivel de simțire este opusul, cum echilibrăm situația. La nivel de simțire este opusul, înseamnă că nu este o conștientizare realistă, este doar o percepție construită. Da, toată lumea poate să spună din buze, da, sunt un om valoros, sunt frumoasă. Cea care are kilograme în plus se așează în fața oglinzii, spuneam eu la afirmațiile pozitive și spune sunt slabă, sunt slabă, sunt slabă. Și spuneam eu, creierul tău va ști că minți. Că se uită în oglindă, creierul tău se uită în oglindă. Și dacă creierul tău se uită în oglindă și vede, el știe că tu te înșeli. Cum reproduci asta la nivel de simțire? Păi spuneam eu, mergi la baza nevoii. Dacă, spre exemplu, ce vrei tu? Conștientizezi că ești valoroasă, da? Practic conștientizezi, dar nu o simți încă, înseamnă că nu ai valoare. Cu ce asociezi tu valoarea? Mergi pe firul ăsta. Păi pentru mine valoarea și respectul de sine și încrederea de sine vine din faptul că am control asupra timpului și spațiului meu. Și acum vine cineva către tine și îți spune, la mine nu vrei să vii la un podcast? Uite, te invit joi la ora 18 și trebuie să porți ținuta cu tare pentru că lumina din cadru este de așa natură și decorul e de așa natură. Și eu mă duc. Ce valoare am eu? Zero. Poate că atunci aveam alte planuri, poate că atunci trebuia să merg la piață cu copilul, poate că atunci trebuia să fac nu știu ce altceva. Da? Valoarea mea de sine este zero. Am cedat, nu mi-am protejat, nu mi-am folosit cele 12 proprietăți ale creierului meu. Urmăriți clipul cei 12 apostoli care este bombă din punctul meu de vedere. Așa am reușit eu să schimb administrația în blocul în care locuiesc. Una singură, da? În 43 de apartamente un personaj mărunțel care a reușit să răstoarne o conducere de 17 ani dintr-un bloc pentru că, toată, deși toată lumea îmi spunea, nu se poate, nu o să reușești, ăștia sunt aici, ăștia fac actele de nu știu cât timp, nu știu ce, nu o să vrea nimeni, m-am dus din ușă în ușă, am cules semnături, am convocat adunarea generală, mi am mi-am susținut punctul de vedere, respectând cele patru subiecte din ordinea de zi, and it was changed, boom, într-o secundă. Și ce am făcut eu cel mai mult? Mi-am protejat auzul și văzul și toate organele de simț de toate energiile care erau contrare aspirației și celului meu. Rămâneți curați în intenție. Care este intenția mea? Vreau valoare prin a dispune de timpul și energia mea și de a avea libertatea de a decide ce fac cu ele. Sună podcastul, alo, vreau să vii mâine la ora cu tare. păi stai, că eram cu chiloții în vine, voiam să fac nu știu ce treburi, aveam mâinile murdare de aluat, nu mulțumesc. Am rămas focusată idealului? Ce, ce mi atrage asta mie? Mă respect? Am încredere în mine? Îmi acord valoare, părerea mea, timpul meu, contează mai mult decât orice altă formă de a-mi atrage energia în afara acestui principiu. Identifică la tine care este valoarea, da? Care este valoarea pe care tu o aplici? Pe ce, ce valorizezi? Mulți oameni nu vă puneți întrebările. Ce valorizez eu, domnule, în această viață? Ce prețuiesc? Și dacă îl întrebi pe un om subit, nu o să știe răspunsul și este normal. Nici eu n-am știut. N-am știut ani buni să-mi răspund. Dar m-am întrebat în fiecare zi ce contează pentru mine, ce înseamnă banul pentru mine, ce înseamnă puterea pentru mine. Pentru mine puterea înseamnă să pot să ies oricând doresc din casă, oricând să pot să ies afară și să mă bucur de soare, pentru că anii de corporație și-au spus cuvântul, intram pe întuneric, ieșeam pentru neric dintr-o clădire fără ferestre. Sau erau niște ferestre, dar erau uh, toți mari manageri în dreptul lor. Și mi-am dorit să pot să dispun de această libertate a timpului meu. Da, Nicoleta, deci ți-am răspuns. Echilibrezi situația lucrând la originea sentimentului pe care tu vrei să-l clădești. Respectându-te pe tine, punându-ți mai multă valoare, se clădește sentimentul. După ce clădești sentimentul, îți este ușor să construiești și conștientul la exterior. Este bine că știi la nivel conștient pentru că știi la ce să te focusezi, dar sentimentul nu poate fi prefăcut. Da? Nu poți să-l prefaci. Trebuie să-l respecti, trebuie să-l hrănești. Cum? Ținând la distanță tot ceea ce este neconform cu acest simțământ. Ce facem când evoluăm prea mult și totuși nu găsim un partener pe aceeași vibrație pentru a se cerne sita și devin mai puțin și cei mai treziți, cei de și devin mai puțin cei mai treziți. Nu devin mai puțin cei mai treziți, Andra Petrescu, știu că răspunsurile mele par dureroase, dar când, cu cât sunt mai dureroase vă rog să nu o luați personal. da? Vă rog frumos să nu fiți aspri cu voi în vă. Sunt răspunsuri pe care mi le-am dat eu. Și mi le-am dat în maniera brutală în care vi le dau și vouă, dar altfel nu se zdruncină ceva. Dacă oamenii vă dau răspunsuri călduțe, plecați așa molcomiți și plăcut în miresmați de dulceața vorbelor mele și nu se produce absolut nicio schimbare sau se extinde foarte mult în timp. Dar un șoc uneori produce o schimbare și o transformare mai mare. Așa că răspunsul este, nu se răresc oamenii mai treziți ci este sentimentul tău de superioritate. Cu cât omul se elevează spiritual, crede că nu mai are cu cine vorbi, dragă. Păi nu mai am, mă duc acolo și ăștia vorbesc numai nimicuri. Păi nu pot înțelege cu ei. Asta este una din etapele false ale trezirii spirituale. Nu falsă, este o etapă necesară de parcurs, dar este o etapă care se numește echilibrul precar și te sfătuiesc să urmărești materialul meu cele 5 etape ale trezirii spirituale și poți să urmărești chiar și escapismul spiritual. Două materiale bombă. Chiar vei avea foarte multe revelații. În acea fază crezi că ești demnă de a da lecții celor din jur, că toți ceilalți au ce învăța de la tine, etc. Dar nu i percepi pe picior de egalitate. O adevărată trezire spirituală este să vezi că de fapt tu ai fost orbul și ție când ți se spală mâlul de pe ochi, începi să vezi lumina din celălalt. Până atunci îl vedeai mâlos, mocirlit, murdar, îl vedeai jos, incapabil, netrezit, pentru că era o reflexie a stării tale interioare. Când iei mâlul și zici, băi, eu văd, dar acum văd că și ăsta are ochi și îi ridici pe cei de lângă tine. Și asta este măreția trezirii spirituale. Nu este o superioritate de unde fumăm trabucuri și narghilele și ne uităm de sus la ceilalți rămași în urmă. Da? Deci este un lucru perpetu cu tine însuți în care trebuie să atingi nivelul de plin de egalitate cu tot ce este. Există posibilitatea ca el să nu recunoască niciodată conexiunea, Maria. Eu nu cred în vieți anterioare și vieți viitoare. Nu există niciodată, niciodată. Eu nu cred în, nu cred în linearitatea timpului. Cred că Uniunea care este menită să se întâmple, uniunea cosmică, uniunea cataclismică se va întâmpla. Totul depinde de tine, nu de el. Cu cât tu lucrezi cu tine și cu sufletul tău, toate lucrurile se vor așeza. Be the change you want to see in the world, acea celebră uh, vorbă circulată și răs circulată pe internet, pe care toată lumea o zice și nimeni nu o înțelege. Fi tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Fi tu cea care recunoaște conexiunea. Ce conexiune, Maria? Conexiunea cu tine, conexiunea cu miezul tău, conexiunea cu Maria cea autentică, cu Maria care este definitivă, completă, integrată, autentică. Da? Forma ta de expresie cea mai înaltă. Uh, nu știu de ce nu mai mergea. Ma, la mine ești prietena noastră magică, zice Gloria. Doamne, Gloria, mulțumesc pentru cuvintele frumoase, Ana. Așa îmi zic mie cei care mă cunosc, ești ca o mamă. Da, așa ți-am spus și eu, Ana. Ana Zaharia, pe care o pup, pe această cale, pentru și mulțumesc pentru poeziile ei inspirate și frumoase. Și glasul tău chiar inspiră uh, o energie maternă și caldă. Eu îți pun foarte mult preț pe sunete și așa este. Bărbatul care timp de 13 ani și-a înșelat soția cu multe femei și cu ultima a avut o relație de 3 ani se poate dezbăra de viciul ăsta iubind-o nebunește pe ultima, dar vrea să fie fidel soției? Iubind-o nebunește pe ultima, dar vrea să fie fidel soției. Iubind-o pe ultima amantă? Nu știu. Dacă și-a și înșelat, și înșelat, soția cu multe femei și cu ultima a avut o relație de trei ani, se poate dezbăra de viciu iubind-o nebunește. A, deci tu să înțeleg, ești ultima. <laughs> nu avem treabă cu ei. Tu, ție, ți-ar plăcea să fii a doua roată de la căruță? Sau a doua, a cincea roată de la căruță? Cum e vorba? Da sau nu? Dacă da, nu este nimic în neregulă. Sunt situații în care unele femei au trăit în amantlâc mulți ani și până la urmă s-au și căsătorit. Deci, nu vă judecă nimeni pentru asta. Dar sunt și femei care trăiesc asta în speranța că el se va uita cândva la ea. Dacă îți este lehamite de această așteptare, această relație nu este pentru tine. Nu sunt tranșantă. Îți spun doar purul adevăr. Este Vrei să faci asta? Dacă tu asta vrei, asta îți dorești, go for it. Dacă nu o vrei, don't go for it. Este simplu. Simplificați întotdeauna gândirea. Lucrurile nu sunt atât de complicate. Acolo unde sunt prea complicate, înseamnă că ratăm uh, partea simplă din mesaj. Mulțumesc mult pentru confirmare, simțeam, realizam tot ce ai spus. Bărbatul ăsta mi-a fost și profesor, așa de un universitar, nu numai învățătoare. Mulțumesc, da. Deci te-a trecut prin toate nivelurile. Când îți expui sufletul pe tavă, poți avea parte de multă o travă, chiar și de la cei apropiați. Da, Iosif, așa este. Le, vă spuneam că eu consider adesea că îngerii comunică prin intermediul oamenilor și nu întâmplător v-am dat ca reminder materialul acela cu cine sunt îngerii. Și spuneam eu că îngerul uh, Mihail este cel care vine la, și susură la urechea celui care încă nu este trezit, și că cele mai mari bătălii cu o știri de întuneric le dă Mihail. Și vreau să să mulțumesc pe această cale tuturor oamenilor, tuturor oamenilor care împărtășesc din cunoașterea lor pe YouTube, pe alte platforme, prin cărți pe care le scriu, prin sfaturi pe care le dau aleatorul, pe stradă, către prietenilor, către rudele lor. Sfaturi cerute, atenție, nu sfaturi nesolicitate. Cei care din, revarsă din prea plinul lor, din cunoașterea lor. Vă mulțumesc și vă văd. Știu că sunteți niște îngeri. Dacă ați ști cât hate și câtă ură se poate arunca împotriva acestor oameni care lucrează mulți benevol și gratuit și în pofida acestor cuvinte rele, ei luptă și vin în fiecare zi să prezinte câte ceva. Doar, doar să ajungă mesajul lor la cineva care are nevoie. Atenție, mesajele pe care toți le transmit, inclusiv Dr. Cezar, spre exemplu, sau nu știu, alți oameni care activează în sfera spirituală, poeți, poet, poete care sunt celebre și care postează. Acestea vin luptându-se cu toată negura care li se împotrivește, cu toată rezistența care le vine din exterior, ca să transmită mesajul pentru cel căruia îi va fi de folos. Ei nu vorbesc pentru publicul larg. Vorbesc pentru unul pe care, pentru care vorbele lor rezonează în suflet. Și acel unul nu reprezintă decât el însuși, într-o formă inferioară de evoluție. Va rosti întotdeauna cuvintele așa cum el și-ar fi dorit să le audă, dar nu le-a auzit și nu le-a văzut. Și pe această cale vă mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți acum și sunteți creatori de conținut, și sunteți oameni care activați în aceste domenii, și sunteți poete precum Ana Zaharia, Elena Nițoi, Georgiana Danila, uh, nu știu cine mai era, Cristina Mazilu, sunteți cântăreți precum Walter Ghicolescu, sunteți uh, scriitori, sunteți uh, oameni care postați precum Florin Cornescu și Vancioc Marius. Sunteți oameni care aveți pagina de Facebook tixită de învățături, de cărți, de rezumate, de citate, atent selecționate și atent explicate. Știu prin câtă rezistență treceți și văd în comentarii cât se luptă cu voi și cât vă insultă. Dar așa acționează Arhanghelul Mihail. El luptă cu demoni, sfârtecă diavoli, doar ca să ajungă și să transmită cu sânge ultimul mesaj către seamănul său. Habar nu aveți, decât dacă atunci când vă deschideți percepția, încercați și această experiență de a fi creator de conținut, cât de greu este să fii la capăt. E foarte ușor să dai sfaturi cuiva, ești creator de conținut, nu mai ține seama de hate, nu mai pune păsul la suflet ce se întâmplă. Fi tu pentru o zi și vezi cum este sentimentul trăit. Am reușit, după câteva lupte uh, în trecut, să depășesc și eu acest obstacol. Sunt niște oameni care pur și simplu nu vor să asculte, nu își vor deschide percepția și îți folosesc și pagina ca forum pentru a atrage niște acoliți care să lupte împotriva ta. Dar, iată, cu lucrul cu mine însămi, am reușit să dibuiesc cum să supraviețuiesc și în acest mediu. Dar Mulțumirea mea este pentru toți cei care fac asta. Doctor Cezar, i-am auzit niște mesaje ieri într-un podcast și când vorbește omul ăsta, nu știu, puteți să-l judecați, puteți să-mi judecați gusturile, puteți să spuneți ce vreți. Eu când îl ascult pe omul ăsta, aud un mesaj dumnezeiesc din gura lui. Și felul în care vorbește și felul în care îi curg cuvintele și exemplele, îmi dă de înțeles că este un mesaj care trebuia să ajungă la mine. Și dintre toate sutele de mii care l-au urmărit, pentru mine a fost acel mesaj. Și îi mulțumesc că se trezește de dimineață, că lucrează ce lucrează, că a citit ce a citit, că a învățat ce a învățat, că a conectat punctele pe care le-a conectat, pentru ca mesajul să ajungă la mine împachetat atât de simplu într-un clip de TikTok de un minut, da? Așa că Multă, multă apreciere pentru toți arhanghelii Mihaili care acționează în plan terestru, deghizați! Trecem mai departe la ce întrebări mai sunt aici? De ce consider că Twin Flame-urile nu pot ajunge într-un final la căsătorie? Pentru că principiul feminin și principiul masculin țin de libertate. Trăsăturile pe care le enumerasem eu pentru Twin Flames erau așa: este o conexiune instantă, se simte ca acasă, este un efect puternic de mirroring sau oglindire, partenerul nostru nu ne oglindește. Uh, părțile opuse, da? nu, nu îmi arată ceea ce îmi lipsește, ci mă oglindește în aspecte pozitive și aspecte negative. Este identicul, este geamănul meu. Cine, Doamne, iartă, m-ar suporta să stea cu el însuși în casă dacă nu s-a vindecat pe deplin? Dacă eu nu mă iubesc pe mine însă -mi 100%, cum să stau cu altul care este la fel ca mine 100%? Dar dacă eu mă iubesc pe mine, pot să-mi aduci un milion de alți fel de personaje în jurul meu că le voi iubi la fel de mult. Reprezintă o alegere astfel de relație și nu o codependență. Căsătoria presupune o codependență. Îl iau cu acte, îl leg de mine. De ce? Pentru că mi-e frică că fuge. Pentru că mi-e frică că pleacă. Pentru că trebuie să fie legat cu mine. Pentru că trebuie să participăm împreună la creditul casei, la rate pentru că el trebuie să mă ajute la căratul plaselor și eu trebuie să-l ajut pe el la, nu știu, frecțiile cu carmol. Se simte ușoară și spuneți-mi mie care oameni care stau într-o căsnicie nu ajung să se certe din mutatul cănii de cafea dintr-o parte și alta a mesei. Reprezintă o siguranță de plină și această siguranță de plină nu înseamnă siguranța zilei de mâine ci înseamnă că dacă Twin Flame-ul meu vrea să plece în celălalt capăt al lumii și să aibă trei soții, eu să-l iubesc pentru ceea ce este. Și invers, dacă femeia își dorește să plece trei ani și să se caute în lume, bărbatul să o iubească. Nu să spună, a, deci nu mă mai iubești, deci nu mai vrei să fii cu mine. Și este o relație a șapte trăsătură care este trăită mereu la modul prezent. Da? Nu ne interesează trecutul partenerului, nu ne interesează ce va face în viitor. Este aici, acum, există și este perfect așa cum este. Nu știu dacă am răspuns exact, dar poate să fie căsnicie, dar o căsnicie în care intervin acte este un legământ. Eu n-am nevoie să-l leg. Legământul acestor twin flames este specificat și în Biblie, când se vorbește despre căsătoria sacră, prin care bărbatul se unește cu femeia și devin un singur trup. Da? Sunt cei care vor reîntregi androginul sau acea făptură care este specificată în prima parte a creației omului, când bărbat și femeie i-a făcut pe ei, atunci când ei își asociază în interiorul lor principiul feminin și principiul masculin. Căsătoria care este pe uh, pământ nu are legătură cu căsătoria cosmică, pentru că asta de pe pământ se poate face și desface, dar în legământul care îl citesc preoții la biserică este uh, uh, ce, ce se specifica acolo, că această căsătorie să nu se desfacă niciodată, ceva de genul ăsta. Dar e desfăcută de preot, e făcută de preot. Căsătoria cosmică este făcută de divinitate, monadul. Am și ceva acolo, mă rog. Era un pasaj din Biblie, dar vorbesc de prea mult timp. Când bărbatul reflectă părți din ea pe care nu le conștientizează, evoluează femeia când le acceptă și le înțelege. Este twin flame când bărbatul reflectă părți din ea pe care nu le conștientizează, evoluează femeia când le acceptă și le înțelege. Da, ei reflectă, fiecare reflectă câte ceva. Acum conștientizarea trebuie să se producă de către cel care trebuie să vindece ceva, nu? Degeaba îi spun la terapeutul de cuplu, eu conștientizez că soțul meu are o problemă, nu-i așa, doamna terapeut? Și acum caut o alianță cu ea și caut să am un uh, uh, judecător care să fie părtaș cu mine și să avem acum mai multă tărie în a-l acuza pe partener. Nu. Partenerul dacă n-a conștientizat că nu are o problemă, nu are o problemă. Cel care conștientizează că este o problemă cu partenerul, are el o problemă. Ast astfel funcționează și tratamentele la psiholog în general. Degeaba te duci tu la psiholog și spui, soțul meu mă bate, mă agresează, mă nu știu ce. Psihologul va spune și de ce ești tu aici. Pentru că eu am o problemă cu bărbatul meu care bea și mă abuzează. A, deci trebuie să te tratăm pe tine de această problemă. Da? Așa că nu ne concentrăm niciodată pe celălalt. Am subliniat-o de suficient de multe ori în această sesiune îți mulțumesc pentru toată învățătura da, la înviere nici nu se vor însura nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer mulțumesc Iosif pentru acest răspuns da, eu am conștientizat că nu poți iubi aproapele tău dacă nu te iubești pe tine. Da. Așa este, Maria. Luis Neacșu, cum să nu existe frecție cu carmolii, făceau reclamă la televizor. La noi, în casă, se face frecția cu spirit. Este leacul meu antirăceală. Frecție cu spirit. Deci plimbare în aer liber, baie cu fierbinte, cu câteva picături de ulei esențial de mentă sau de eucalipt pentru desfundarea sinusurilor. După care, Aburi aburii aceea anuală cu ceai, da? cu prosopul deasupra capului pentru desfundarea sinusurilor, ceai fierbinte cu miere și cu lămâie, o aspirină și un paracetamol și frecția cu spirt. Ați transpirat toată noaptea de câte 3-4 ori, vă schimbați hainele de câte ori transpirați și a ieșit gripa și răceala, în două zile sunteți perfect funcționali. Îl am ca model pe Isus, care nu a fost acceptat și ascultat în țara sa, adică în satul meu, în neamul meu, etc. Așa este Ana. Îmi doresc schimbarea nouă în viața mea spirituală. Vă mulțumesc cu rău cunoștință. Îmi, îmi doresc să învăț ce n-am știut în copilărie. Învăț acum la 50 de ani. Am învățat mult și mă bucur că simt o mică schimbare. Pardon. Da, o astfel de civilizație nu poate naște decât ideea de irepetabile monade. Bună ziua, greu înveți să te iubești. Tita! Sau cum te cheamă? Nu știu care este numele, da? Vasile Tita. Afirmația pe care tu ai făcut-o reprezintă povestea vieții tale. Ea nu trebuie să fie a tuturor celorlalți, cum nici povestea mea nu trebuie să fie a tuturor celorlalți, dar reflectă credința ta. Greu înveți să te iubești. Înlocuiește asta cu. Înveți să te iubești cu ușurință. Oricine are capacitatea să învețe să se iubească. Și acum. Trăiește conform acestei afirmații pe care tocmai ai făcut-o. Și ce o să faci? Bineînțeles că o să te ridici la nivelul cuvintelor pe care le-ai rostit. Și iată cum ți-am dat o lecție de manifestare și de credință într-o evoluția ta. Pentru că, de ce? Dacă spunem greu, ne oferim practic o scuză. Greu se învață. De unde vine acest greu? Cine este acest reflexiv se? Cine se învață? Greu învăț? A, Acum sunt mai responsabilă de ceea ce am spus. Dar de ce să spun greu învăț eu? Chiar așa sunt tare de cap? Învăț ușor. Și dacă învăț ușor, acum că am spus lucrurile astea, trebuie să le și trăiesc? Păi ia să mă apuc să le învăț. Și să ajunge la iubirea de sine. Că totul pornește de la semantică în accepțiunea mea, pentru că îmi place foarte mult să am grijă. O să fac un material despre vorbirea conștientă, limbajul conștient prin care să vă modificați Felul în care vorbiți, dacă stau în parc, în spațiul de joacă, prin preajma altor prietene, și toată lumea vorbește în termeni negativi. A, am uitat pe aplicație și vă zice că o să plouă, bă, la munte o să fie nu știu ce vreme urâtă, uh, se scumpesc uh, iarăși uh, ouule, uh, se anunță nu știu ce război. Înainte, credeam că trebuie doar să eviți acele locuri și să te scoli și să pleci. Acum pot să stau în acel loc și să știu în mintea mea că acel adevăr este valabil pentru acela care îl rostește, nu pentru mine. Și pentru mine păstrez ce este valabil și ce este apropiat de nucleul meu. Ce contează pentru mine? Pentru mine contează că mâine, în pofida tuturor prognozelor meteo, vremea va fi bună. Pentru tot ceea ce eu îmi propun să fac. Și au fost nenumărate cazurile în care se anunțase ploaie la meteo și am fost la o plajă sălbatică din, de la malul mării de la noi unde am prins zile însorite și m-am întors bronzată și coaptă și răscoaptă și toată lumea era plouată în capitală. Așa că rămâneți în credința voastră, nici nu știți câtă putere zace în credința voastră și credința voastră se păzește în primul rând prin urechile voastre și în al doilea rând prin cuvintele pe care le rostiți. Nu rostiți, nu trebuie să comizerați cu ceilalți. Dacă cel de lângă tine zice băi viața e grea, nu îți face jocul să spui da așa este. Pentru că încerci doar să te faci plăcut. Nu, nu o să fiu de acord cu tine. Mie viața mi-a demonstrat că poate fi și grea și bună. Dacă vrei neapărat să-i răspunzi. Dar dacă nu spui, băi, nu știu. Așa o fi pentru tine. Nu comizerați cu oamenii care trag în jos mentalitatea de victimă. Dacă pe unul doare măseaua, nu înseamnă că tu știi ce înseamnă durerea lui de măsea. Așa că nu poți să spui, da, și pe mine m-a durut. Lasă-l, acum pe el îl doare, pe tine te doare, nu. Rămâi în adevărul tău. Și astfel îți clădești pas cu pas starea de bine și starea de încredere și starea de apropiere la sinele tău autentic. Nu trebuie să împrumuți limbajul celui care zumzeie non-stop pe lângă tine. Și dacă astfel reușești să-ți protejezi energia, nu trebuie să-i întorci spatele și să pleci, nu trebuie să fii mojic și să-l insulți, nu trebuie să îl desconsideri, ci îl poți asculta. Este valabilă povestea pe care o spune, accept că ceea ce tu trăiești este real și valid, dar nu este povestea mea. Din această poziție eu am mai multă putere de a-i da energie decât dacă mă cobor și eu și suntem acum amândoi mocirliți și jalnici, da? Asta, asta era un subiect separat, dar am început să vorbesc, să spun tot subiectul. Încep să-mi pierd vocea încet, încet și să răgușesc cât este ceasul 13.45, Dumnezeule mare, maraton, trebuie să ajungem la două ore, da? Haideți să vedem dacă mai sunt întrebări. Ce părere ai despre biserica din ziua de astăzi? Aceasta nu este o întrebare legată de Twin Flames, dar nu am o părere rea. Să știți, contrar așteptărilor multora dintre voi, eu consider că biserica este aici cu un scop. Dacă n-ar fi fost biserica, noi n-am fi știut că avem o legătură cu spiritualitatea. Și ne ducem acolo și poate că ne demonstrează că lucrurile nu sunt așa cum ne imaginăm ca să ne căutăm adevărata spiritualitate în interiorul nostru. Imaginați-vă o lume în care n-ar fi existat o turlă de biserică, în care n-ar fi existat un minaret de geamie și ar fi trebuit să mă ridic de la, sub, de la subsol de la mocirlă agățându-mă de o spiritualitate despre care nu știam că există da? în primul rând biserica mi-a pus la dispoziție toate aceste cărți pe care eu am pus mâna și le-am studiat și am căutat să le înțeleg într-un alt fel sunt importante deci sunt importante toate lucrurile care sunt trebuie să fie Mulțumesc și Ioana pentru că existi, așa este la mine. Sunt mulți părinți care își duc copiii la psiholog și nu acceptă că problema este la ei, așa este Liliana. E relația care te duce mereu la un prezent continuu, acel foc care aduce viul cunoașterii și acea apă care hrănește. Foarte frumos spus, dar mi-a fugit scrisul. De la Alexandra, da? Te îmbrățișez și eu. Flăcările Spiritului Sfânt nu ard decât răul de pe pământ? Cum împăcăm iubirea de sine cu smerenia și altruismul? Atenție, iubirea de sine nu înseamnă egoism. Ce îmi place, ce îmi doresc și ce vreau, care este menirea mea, nu are legătură cu în detrimentul celuilalt. Ce îmi doresc pentru mine este pentru mine, spre binele meu și exclude persoanele din jur. Din această poziție pot doar să ofer oamenilor din jur. Dar dacă zic ce îmi place mie în raport cu celălalt, ce vreau eu față de celălalt, ce îmi place mie, uh, nu, uh, ce menire am eu mai presus de acelul când mă aflu într-un grad de comparație cu celălalt, atunci este egoism. Am mai explicat asta și. Uh, nu are nimic de a face cu egoismul, da? Smerenia înseamnă că sunt smerit, că înțeleg că toate lucrurile pe care le văd în lume sunt în interiorul meu și cum lucrez cu ele și cum le accept în mine ca să le pot accepta și la celălalt. Dragă la mia, referitor la partea femeia merge la psiholog, eu am o nelămurire. Nu suntem noi femeile care conținem acel program care atrage bărbatul XYZ în acest exemplu abuzator? Da, și bărbatul este cel care conține tiparul femeii care este cicălitoare și bărbatul conține în el tiparul uh, femeii care este nemulțumită, greu de satisfăcut este acel copil care oricât venea cu carnetul de notițe la maică sa, maică sa făcea o față mocofană, mm, da, luat lași tu nota 3. Și atunci bărbatul ăsta de cine va fi atras? De o femeie care îi spune, vai, ești răul meu, te iubesc? Nu, va fi atras de una care probabil va dori un bărbat cu bani, care va fi întotdeauna nemulțumită. Da, mersi, mi a adus cadoul ăsta, dar îmi doream ceva mai scump. Și care îl tratează cu sire. N-ați văzut că pictorialele acestea cu manechinele din ziua de astăzi sunt aceste femei care au o privire dură și războinică și care privesc cu silă de-a dreptul de la acele afișe publicitare care erau prin anii 70 în care femeia era numai în zâmbet, s-a ajuns la da? Cu cât este mai grețoasă, cu cât simte că îi miroase urât sub nas, cu atât a bărbații tânjesc după ele. Pentru că sunt crescuți așa de mămicile lor. Doctor Cezar, mulțumiri, mulțumiri, așa este. Dr. Cezar, nu laud doar pe el, sunt foarte mulți oameni care vorbesc. Eu am încetat să mai urmăresc cu oameni pe YouTube pentru că nu vreau să fiu influențată de învățăturile acelora, vreau să merg pe lucrurile care merg intuitiv pentru mine. Ceea ce urmăresc eu sunt niște canale ezoterice foarte puternice. Mă interesează foarte mult alchimia, mă interesează ezoterismul, misticismul și îl dozez. Adică am. Cartea roșie a lui Carl Jung, spre exemplu, pe care o uh, deschid ca pe o cutie de bomboane rare și prețioase. Nu am epuizat-o, n-am parcurs-o pe toată, dar de câte ori o deschid, pasajul asupra căruia am cad ochii este ceva care are un profund rol transformator în viața mea din acel moment. Așa. Nu suntem noi femeile cele care avem oh, unde a fugit scrisul. Uh, responsabilitatea de a vindeca în noi ceea ce nu ne place să atragem. Da, și femeile, și bărbații deopotrivă. În general, cel care se autosesizează trebuie să facă primele demersuri. Dacă este un. Uh, uh, cum se numește? Cel care depune plângerea. Da? În instanță. El dorește să rezolve o problemă, nu el trebuie să înainteze actele la judecător, să meargă la tribunal, să depună să declarații, plângeri și așa mai departe. Atunci când el face acest lucru, nu are decât să inițieze procesul. Dar dacă celălalt se, -a se zizează, ăla trebuie să depună toate actele. La fel și în lucrul spiritual. Dacă tu se zizezi că este în ceva în neregulă, e clar că e vorba de lucru cu tine. Ce pot face când mă simt că la locul de muncă sunt numai certuri și invidie în străinătate? Este bine să fim uniți românii? Și ce legătură are asta cu Twin Flames, materialul de astăzi? Când sunt numai certuri și invidie, reflectă ceva din interiorul nostru. Sau poate că este momentul să evoluăm și nu facem această, această alegere, da? pentru că ne este frică de ce este de partea cealaltă a gardului. Crezi că ne putem mântui îmbrățișând și conceptele spirituale orientale, Nick Babes? Nu cred în îmbrățișarea de concepte. Cred să iei doar ce rezonează. Tot ceea ce este îmbrățișare de concepte este îmbrățișare de dogme, este îmbrățișare de unealtă. Îmbrățișați-l pe Dumnezeu. Și Dumnezeu este în nucleul pe care trebuie să-l îmbrățișezi, în mijlocul Sufletului tău. Și dacă pentru asta ai nevoie de unelte, folosește uneltele, dar nu le îmbrățișa. Eu nu mă pot declara nici musulmană, nici budistă, nici creștină, nici zoroastriană, nici uh, alchimistă, nici, uh, uh, nu știu, uh, zoharistă, nici cabalistă, nici feministă. Eu sunt un om. Și toate acestea sunt niște instrumente la care am recurs din care am extras ce mi-a trebuit, am lăsat restul, am luat doar ce a rezonat și compun în mine esența vieții mele și caut în mine sensul vieții mele. Și asta este cel mai important lucru. Iar adevăratul adevăr căruia îi rămân veșnic tributară va fi întotdeauna Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu există niciun concept, niciun izm, nicio dogmă, nicio Cultură, nimic. Nici acest canal, nici eu, nici noțiunea de om. Așa, să vedem ultimele întrebări, da? Cum să pot iubi un geamă necondiționat care m-a trădat și apoi a ales să fie cu celelalte femei, chiar dacă spune că pe mine mă iubește? Am plecat, m-am ales pe mine, mă iubește oare sau nu? Am plecat, m-am ales pe mine, dar mă iubește oare sau nu? Am plecat, sunt pe treaba mea, dar oare ce face el? Da? Cred că am răspuns la această întrebare. Ești cu gândul acolo și este o lipsă a valorii de sine să stai să te gândești la cineva care te face să suferi. Lucrează la asta, deci nu este nimic rău ce-ți spun, nu te cert, nu este o greșeală. Mama ales pe mine mă iubește oare sau nu. Alege-te pe tine, indiferent că acest om te va alege sau nu. Și a te alege pe tine nu înseamnă să stai să-l aștepți pe ăsta piezișoare. Dacă acum am făcut bine lucru cu mine, o să vină? Twin flames nu presupune fidelitate, oameni buni. Twin flames te încurajează să fii cu oricine ai nevoie să fii pentru evoluția și mai binele tău. Un adevărat Twin flames pe care l-ai cunoscut în viața reală îți va spune cuvintele următoare, într-o formă sau alta. Ne despărțim pentru că vreau ca lucrurile să fie mai bune pentru tine. Și asta este o despărțire dintr-o iubire pe care nici măcar el când le rostește nu le conștientizează. Și ia acele cuvinte de bune și du-te și fă bine în propria ta viață. Pentru că știe că acel moment în care voi ați fost era distructiv. Dar dacă cineva te lasă agățat în permanență și nu-ți dă un final, acela încurajează codependența, te ține agățată, și în timpul în care tu îl aștepți, el evoluează, o să se uh, așeze la familia lui, o să aibă copii, și tu o să stai să bocești, neevoluată, rămasă blocată și stagnând în timp, fără să adaugi nimic cunoașterii tale, fără să ridici rangul principiului feminin, fără să fii femeie în adevăratul sens al cuvântului, spirit sau principiu feminin. Rămâi doar la stadiul de corp. De corp. Care tremură în frig, care are nevoie de protecția și oblojirea unui bărbat. Dar când devii principiul feminin, tu devii împărăteasa din tarot. Împărăteasa din tarot este lux și abundență, fertilitate, dărnicie. Este stăpână pe un imperiu. O astfel de femeie nu cere nimic. Dar o astfel de femeie nu mai are pretendenți minori. La o astfel de femei vin doar împărații. Și nu mă refer aici la statut la bogăție, ci la energie, Da, repet, energia. Așa, Florina Niță, ia să vedem. Știu că nu are legătură cu tine, Florin, dar ce părere ai despre karma cu care a rămas țara noastră și toate programele? Nu, 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 asta, altă dată. Țara noastră nu are nicio karma. Karma a țării o reprezintă Karma omului care se gândește la karma țării. Da? Tu cu cartea roșie a lui Jung, noi cu Biblia și cuvântul sfânt. Iosif și eu sunt cu Biblia. Te rog, da? Deci nu. Nu, nu, nu. Biblia, Coranul, Tora, Zohar, tot ce se poate. Zoharul mi se pare că este un manual de instrucțiuni. Acum o să intre cineva, ascultă doar partea asta din mesaj. Cabalista, a, cabalista ne-a uns sufletul cu tot felul de Vrăjitorii ezoterice, habar nu au unii că dacă parcurgi Tora, Biblia și Coranul în aceeași ordine, vei se va revela Cartea Splendorii sau Zoharul. Zoharul este o carte pe care vă urez succes să o citiți, aceea dintre voi care mă judecați că am citit-o și vreau să o înțelegeți. Este un cod, deci are numai coduri. Este ca și când citiți ceva trimis de spionii nemți pe vremea războiului mondial. Gata. Deci gata cu întrebările, da? Haideți că consider eu că am răspuns la multe întrebări, am încercat să fiu succintă, dar m-am dus și pe arătură. De ce la mine cel care iubește se modifică pe sine? Cel care iubește trebuie să evolueze, pentru că iubirea lui nu era o iubire perfectată, perfectă, era o iubire nevolnică, o iubire codependentă o iubire de celălalt, o iubire de a atrage ceva pentru că eu mă consider incomplet. Și când tu îți perfecționezi iubirea, treci prin stadiul de iubire erotică, iubire filia și ajungi la iubirea agape, iubirea perfectă de Dumnezeu. Ce înseamnă iubirea perfectă de Dumnezeu? Nu că îl iubesc pe Dumnezeu și mă închin la el de dimineață până seara. Iubirea de Dumnezeu este iubirea cu care Dumnezeu iubește tot ceea ce este. Și Dumnezeu ne iubește și ne permite, după cum vedeți în mod egal, iubește și scârnavul, iubește și frumosul, iubește și deșteptul, iubește și prostul, iubește și răul, iubește și binele, iubește și asasinul, iubește și născătoarea, iubește poezia, iubește uh, vorba urâtă și insulta, pentru că toate există în această îngăduire de plină a lui Dumnezeu, da? Totul este îngăduit. Iubirea lui Dumnezeu este o îngăduință Totală, liberă de rezultat sau de recunoștință și retribuție. Dumnezeu nu așteaptă ca tu să-i întorci iubirea. Dumnezeu nu așteaptă ca tu să-i fii recunoscător. Poți iubi pe cineva fără să aștepți vreodată de la el să-ți întoarcă cândva o recunoștință? Nu, facem cu toții asta, doamne, ne creștem copii și după aia vrem ca la bătrânețe să ne aducă un pahar cu apă. Faci un bine, ai cărat plasele unei bătrâne și nu vrea să participe la ședința de bloc și zici, ani de zile am ajutat-o și n-a vrut să mă ajute când am avut și eu dată nevoie de ea. Cu toții așteptăm, dar Dumnezeu nu așteaptă. Dumnezeu ne dă drumul în lume și fie că noi alegem să nu ne întoarcem la El sau să ne întoarcem la El, El este acolo pentru fiecare alegere pe care noi o facem. Acestea fiind spuse și încheind în această notă frumoasă, este ora 2, sunt de fix 2 ore, vă pup, rămâneți în lumină și țineți conștient uneric. Mai mult de atât, nu am ce să vă spun. La revedere!